Tuturor. E foarte ciudat să vorbim în fața unei camere, că știm că ne urmărește foarte, foarte multă lume online acum. Motiv pentru care, în primul rând, vrem să vă mulțumim că ați decis să vă petreceți timp din vacanța de vară, să ascultați despre un subiect interesant, poate nu neapărat cunoscut sau des discutat la școală, să vorbiți despre inteligența artificială. Noi aici suntem câțiva oameni în București. Vreau să vă zic că atmosfera clar e fierbinte și nu pentru că vorbim despre AI, ci pentru că murim de cald cel puțin de câteva zile aici. Sper că voi acum sunteți conectați de acasă sau de pe plajă sau măcar de undeva de unde aveți aer condiționat și sunteți dispuși să vă petreceți 2 ore din zi să descoperiți ceva despre un subiect destul de nou. Astăzi vorbim despre inteligența artificială și cum se aplică ea în educație. Și vreau să vă spun că participăm la ultimul eveniment din cadrul Lunii Inteligenței Artificiale, organizat de Romanian Science Festival împreună cu Asociația TechSoup. O să-i cunoașteți pe cei de acolo și de asemenea astăzi o să vedeți un laborator destul de inteligent pentru că o să cunoașteți niște roboței. Suntem în biroul celor de la Smart Robotics, de la Shape Robotics în București și ei v-au pregătit niște demo-uri de adevărat impresionante pe care am hotărât să le lăsăm către finalul întâlnirii să creăm un pic de suspans. Ce am făcut noi până acum este să educăm elevii despre inteligența artificială, pentru că acum toată lumea vorbește despre ChatGPT la piață, la piscină, în autobuz. Vrem să ne asigurăm că vorbim despre ceva ce cunoaștem foarte bine și asta fac împreună cu niște speaker profesioniști. Avem, așa cum vedeți probabil pe slide sau și în spatele meu, reprezentanții ai unor organizații de cercetare, unor asociații, dar și reprezentanța industriei care în momentul de față creează noi dezvoltări în acest domeniu. Eu sunt aici în numele Romanian Science Festival și mă bucur foarte tare că am reușit să atragem așa de mulți profesori să participe la evenimentul acesta și vreau să vă spun că îmi închipui că poate să fie ceva poate puțin stresant, poate puțin înfricoșător. Și știu că primim foarte multe întrebări despre cum o să vă afecteze cariera, cum o să afecteze educația. Așa că, în primul rând, vreau să vă încurajez să folosiți butonul de Q&A, Q și A, pe care îl vedeți pe ecranul vostru. În primul rând, să ne spuneți de unde veniți. Vrem să vedem că putem să folosim butonul și să ne spuneți acolo din ce localitate vă conectați acum. Sper să vedem cât mai multe locații de la mare sau de la munte. Și pe parcursul prezentărilor, noi vom lua din întrebările voastre și vom răspunde. Pe fundal avem câțiva colegi de la TechSoup și de la Romanian Science Festival care vor răspunde la câteva dintre întrebările voastre, dar de asemenea, din când în când, o să auziți o voce miraculoasă care va selecta o întrebare pentru fiecare speaker. Așadar, când auziți ceva interesant sau sunteți curios de ceva, vă rugăm să puneți întrebarea în Q&A și noi vom lua cele mai relevante întrebări pe care voi le aveți din ceea ce ne prezintă speakerii astăzi. Ca să vă spun pe scurt, ce facem la Romanian Science Festival?
Romanian Science Festival este o inițiativă pe care am pornit-o oficial în 2019 pentru a aduce educația științelor și tehnologiei mai aproape de elevii din România, dar de asemenea și de a crea o punte cu cercetătorii și profesioniștii din diaspora, diaspora academică, dar și de la universități și instituții din țară. Avem câteva componente principale când vorbim despre Romanian Science Festival și clar ne referim la știința pentru toți. Sperăm că sunteți conectați acum și din mediul rural sau cel puțin din urban mic, pentru că și acolo ajunge subiectul inteligenței artificiale. Ne bucurăm să stârnim curiozitatea și asta e unul din motourile noastre și de asemenea să creăm oportunități pentru elevii voștri, dar de asemenea și pentru voi ca și profesori. De-a lungul anilor am creat niște legături foarte strânse cu profesorii din toată țara care au participat la festivalul nostru în persoană sau la activitățile online, așa cum ați văzut în video-ul de la început. În final, avem parteneriate și colaborări cu școlile, dar și cu companii, cu instituții și tocmai pentru că lucrăm așa de aproape alături de toți ceilalți care ne înconjoară, am decis că nu prea mai am eu ce să vă povestesc, dar pe noi ne puteți contacta între timp la oricare dintre adresele noastre de YouTube, de Facebook, de e-mail și de acum încolo eu o să am un rol puțin mai relaxant. Nu mi-am dorit asta să muncesc prea mult, așa că m-am asigurat să am alături de mine niște speaker care știu despre ce vorbesc. Vreau să vă provoc pe cei de acasă să le puneți întrebări cât mai dificile. N-au venit aici să se plictisească, așa că să fiți curajoși, măcar să dezbate câteva din miturile care există când vine vorba de inteligență artificială. Și cu asta vreau să îi pasez microfonul lui Mihai, care știu sigur că se alătură inițiativei de undeva cu soare, sper că totuși cu o temperatură mai bună ca aici. Și o să îl rog pe Mihai să ne prezinte puțin despre ce înseamnă inteligența artificială. Și cu asta, Mihai, îți pasez ție camera și microfonul. Mulțumesc, sper să mă vedeți și să mă auziți cum trebuie. Eu între timp am partajat și ecranul meu. Într-adevăr, eu sunt din concediu, de aceea și ținuta este puțin mai lejeră. Îmi pare bine să vă cunosc și cu speranță că mă auziți bine și vedeți ecranul cum trebuie. Doar să-mi confirmați că nu știu dacă am partajat ecranul. Așa. Ok, cred că se vede ecranul meu. Nu se vede ecranul nici acum. Mă văd pe mine și mie mi-apare ca și cum ecranul meu este partajat. Nu se vede nici acum. Până acum. Ok. Mie mi-apare ca și cum se face partajare. Dar dacă nu reușim, puteți să puneți voi slide-urile mele și mergem așa mai departe. Într-adevăr, butonul de share rămâne activ, ca și cum îl pot apăsa din nou. Da, e ciudat. Mă lasă să dau share și totuși nu. Ne auzi, Mihai? Da, vă aud foarte bine. Noi încercăm să dăm share la content de aici din sală ca să... Mulțumesc! Ok, o secundă. Andreea, va trebui să ne confirm și tu că se vede online, bine? Eliza, dă din nou share la content din sală, te rog.
Ei, sună familiar. Ok. Arată bine. Trebuie să fie bine acum. Da, da. Să dăm de la început, dacă vă rog, slide-ul 7. Bine, atunci okay. O să mișcăm noi slide-urile de aici. Da, mulțumesc. O să fiu foarte explicit când trebuie să dați next. Mulțumesc. Da, cu mici probleme logistice și mulțumesc pentru ajutor de la distanță. Sunt Mihai Tătăran, lucrez în IT de, nu știu, 20 de ani și în proiecte de cloud de 10-12 ani și de AI de 2-3 ani. Firma pe care o conduc, Avelgo, se ocupă cu cloud, de obicei pe tehnologie Microsoft și mai nou inteligența artificială. Și am venit aici ca să fac un fel de introducere în ceea ce înseamnă AI, inteligența artificială, astfel încât să avem totuși o fundație bună pentru restul discuțiilor. Am și două obiective, dacă mă ajutați să mergem mai departe. Pur și simplu să înțelegem la nivel general ce înseamnă AI, dar și să înțelegem în ce formă schimbă lumea. Din punctul meu de vedere, asta este termenul și asta este schimbarea de paradigmă. Hai să mergem mai departe, vă rog. Pentru mine, un indicator foarte important al faptului că se întâmplă ceva major este faptul că noi versiuni, da, sau noi produse apar la nivel de zile, ca ordin de mărime. Deci nu la nivel de 2 ani, la nivel de un an, ci aproape în fiecare săptămână vezi update-uri extrem de relevante. Deci acesta este un indicator foarte bun. Ok, hai să mergem mai departe și să vedem exact. Cu toții cred că am sesizat undeva în toamnă, octombrie, dacă țin bine minte, cu ajutorul sau cu ocazia lansării ChatGPT, lumea a fost expusă într-un mod nemai întâlnit până acum la ceea ce înseamnă inteligența artificială. Și cred că putem să spunem că răsăritul fenomenului la nivel global se poate considera ca lansarea ChatGPT, pentru că în mintea oamenilor atunci a început să fie cu adevărat înțeles, deși noi făceam proiecte de genul ăsta deja de ani de zile. Dar hai să vedem exact ce înseamnă toate lucrurile astea și aș merge puțin mai departe. Aș porni de la această poză, da, și cu câteva explicații fundamentale. Da? Inteligența artificială ce înseamnă? Ca și terminologie a apărut undeva în anii 40, dacă nu mă înșel eu foarte tare. Am făcut la facultate chestia asta, apropo. Și asta înseamnă orice tehnică care permite unui computer, unei mașini, să mimeze omul. E o definiție foarte generică, care nu ne ajută foarte mult în sens practic, cel puțin nu acum. Un subset al AI este machine learning, care este ce? Pur și simplu abilitatea unui program, deja discutăm ceva mai specific, a unui program de a învăța pe baza unor experiențe, adică date, a unor inputuri, să facă anumite taskuri, anumite lucruri pe seturi de date viitoare, pe inputuri viitoare. Și aici o să discutăm puțin prin niște exemple concrete pe care o să vi le dau. Ce înseamnă aia program? Înseamnă un model de machine learning pe care noi l-am antrenat. Se numește model. Pe baza unor algoritmi predefiniți, în funcție de natura problemei la care lucrăm, de obicei pe foarte multe date istorice, date de intrare și date de ieșire istorice, adică date de intrare și date de ieșire, adică rezultatea unor taskuri trecute, pe baza cărora putem învăța, poate să include și asta, și cu o anumită tehnică, cu un antrenament specific, rezultă acest model care este capabil ca pe baza unor date viitoare, date noi, să facă ceva, da? Să obțină rezultatul pe care ne-l dorim. Deep learning este ceva mai specific, e un subset al machine learning și spre deosebire de ML, face acest lucru într-un mod mult mai complex și mult mai elaborat. Și o să încerc să explic asta pe slide-ul următoare. La nivel de... așa foarte simplificat. Machine learning este un proces, da, care pornește de la niște date, care intră într-un algoritm. E a doua oară când folosesc termenul ăsta și o să dau niște exemple puțin mai încolo, ce fel de algoritm folosim. Folosim datele respective să antrenăm modelul, după care modelul este ca o aplicație software, puteți să-l asimilați, este folosit de către o aplicație, cum am spus, pentru date noi. Asta face machine learning. Deep learning face ceva un pic mai complex. Deci procesul seamănă, doar că nu avem un singur nivel de input și output, ci avem mai multe nivele, așa numite hidden layers, niveluri ascunse, de input-output, care output este input pentru următorul nivel,
Output-ul următor este input pentru următorul nivel și așa mai departe. Da, 2, 3, 5 sau mai multe straturi intermediare de input-output. Deci deep learning face ce face machine learning, doar că la un nivel de un cu totul alt nivel de complexitate. Și structura aceasta, de fapt, este inspirată din structura neuronală a creierului uman. Cum procesăm noi datele ca să extragem pattern-uri și să învățăm din ele. Ceva de genul ăsta face și deep learning. Și chiar dacă discuția asta este un pic abstractă deocamdată, să știți că deep learning, de-aia am insistat să vi-l prezint, stă la baza ceea ce se numește modele fundaționale, în categoria în care intră și GPT. Hai să mergem mai departe. Deci foarte simplificat. Machine learning înseamnă am niște date, experimentez, da? Antrenez un model, da? Am obținut modelul pe care îl doresc pe baza unor măsurători, a unor performanțe pe care eu mi le-am setat și îl folosesc undeva într-o aplicație ca să obțin predicție. Da? Hai să mergem mai departe. Există mai multe tipuri de probleme. Putem să dăm încă de două ori next, dacă vă rog frumos să se încarce animațiile de pe site, slide, încă una și mai una. Așa, mulțumesc. Există două tipuri de machine learning. Supervised, în care avem date istorice, să spunem așa, de intrare și de ieșire, adică niște lucruri care s-au întâmplat. Imaginați-vă că vreau să spun, vreau să calculez, aș vrea să știu salariile oamenilor care astăzi termină bacul peste 10 ani. Da? Asta e problema pe care vreau să o rezolv. Și am deja datele istorice pe ultimii 40 de ani, bacalaureatul și salariile acelor oameni 10 ani mai târziu. Da? Asta este un gen de supervised learning, în sensul în care știu data de intrare, nota la bac, știu și data de ieșire, salariul peste 10 ani. Și pe aceste date istorice, pe baza unor algoritmi de regresie, că suntem în această categorie, rezultă acel model de machine learning care este capabil, cu date noi, deci notele de la BAC de anul ăsta, anul viitor și mai departe, să facă o predicție care să fie salariile acestor oameni peste 10 ani. Da? Asta înseamnă supervised learning, când știu ieșirea, știu Y-ul dacă vreți. Unsupervised learning înseamnă că eu nu știu o variabilă de output. Da? Pur și simplu scopul la unsupervised learning este să găsească structură, să înțeleagă cum sunt distribuite datele. Și genul acesta de problemă se aplică atunci când vreau să fac o clusterizare. De exemplu, am un set de date, foarte multe date despre foarte mulți oameni și vreau să-i grupez după categorii de vârstă sau categorii de preferință de produs. Ok? Ăsta e un alt exemplu. Hai să mergem mai departe. O problemă foarte simplificată este regresia liniară. Când aici, de exemplu, pe graficul din dreapta, puteți să vedeți, încerc să determin, dar asta e problema pe care vreau să o rezolv, încerc să determin pe baza temperaturii de afară cât iaurt o să vând. Ok? Cum fac asta? Pe baza unor date istorice, adică punctulețele acelea galbene, sunt datele istorice, da? În anumite zile ce temperatură a fost, cât iaurt s-a vândut. Eu știu că pentru această problemă este suficient de bună regresia liniară, care este un algoritm pe care eu îl aleg, da? Mă pricep la asta să spunem, sunt data scientist, este această linie pe care o vedeți cu verde, care este de fapt o funcție matematică care a fost găsită în mod automat de către un algoritm, care relevă foarte corect sau suficient de corect pentru problema mea relația între temperatura de afară și iaurtul vândut. Și atunci, în orice moment vreau să ghicesc, da? Să prezic cât iaurt voi vinde într-o zi, este suficient să știu temperatura din acea zi și atunci pe linia respectivă, da, pot să găsesc ușor axa o Y ce valoare are. Problema asta este foarte simplificată și am dat-o foarte intenționat aici ca exemplu la introducerea în AI, pentru că regresia lineară este o problemă sau un mod de a rezolva probleme destul de simpliste în care am relativ puține date și în care precizia nu trebuie să fie extrem de mare. Da? Este suficient să spui, o să vând undeva în jur de 60, că or fi 57 sau or fi 62, e ok. Atunci înseamnă că pot să rezolv problema cu regresie lineară. Dacă vreau precizie mult mai mare, trebuie să apelez la alt algoritm. Hai să mergem mai departe. Deep learning față de... Mai un slide, vă rog. Deep learning față de machine learning face același lucru, doar că nu este
cum ați zis mai înainte, un grafic, adică am o funcție lineară, ci sunt foarte multe funcții, sunt mai multe layere, mai multe straturi de funcții, care îmi permit să ajung de la un input la un output după mai multe astfel de procesări. Care e diferența esențială? Complexitatea și natura problemei pe care o pot adresa aici. Adică dacă problema anterioară era una destul de banală, da, cu exemplu graficul respectiv, cu deep learning poți să rezolvi probleme mult mai complexe, cum ar fi, de exemplu, să identific obiecte din imagini sau să redau sunet mai calitativ pe baza unei înregistrări proaste sau să scot cuvinte din sunet, dintr-o înregistrare audio și așa mai departe. Hai să mergem mai departe. Acum că am definit așa foarte pe scurt, aș vrea să facem o taxonomie foarte, foarte simplă. Ne întoarcem acum puțin la ChatGPT. Da? ChatGPT ce este? Este o aplicație. Da? Este o aplicație de chat în care noi interogăm un model de machine learning care este GPT din spate. Da? OpenAI este organizația care a creat GPT. Large Language Models este de fapt categoria din care face parte GPT, LLM, este de fapt un model de machine learning, deep neural networks, deci deep learning, care a fost antrenat pe un set foarte, 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 foarte mare de date. Și insist pe asta. Deci sunt foarte puține organizații în lumea aceasta care pot să producă un large language model. Pentru că trebuie putere computațională imensă. Sunt 2 sau 3 vendori în acest moment care pot să facă asta, companii, da? Și necesită foarte, foarte, foarte multe date. Deci un LLM este o subcategorie a ceea ce înseamnă foundational models, pentru că există modele fundaționale și pentru alte problematici, nu doar pentru text, sunt și în alte zone. Și toate aceste modele de machine learning, repet, generate cu deep neural networks, cu foarte, foarte, foarte multă putere computațională, sunt folosite pentru a rezolva probleme complexe, da? Pentru a înțelege, între ghilimele, și o să explic asta imediat, text, imagini, cod, de exemplu, cod sursă, și pentru a, între ghilimele, crea conținut nou. Cum se întâmplă asta? Foarte, foarte simplu. Ai un prompt, adică un input, pe care îl trimiți către modelul respectiv, ca și la ChatGPT a văzut, și el îți dă un răspuns. Evident, răspunsul este non-deterministic, pentru că modul în care funcționează aceste modele de machine learning, de deep neural networks, de large language models, nu este ceva foarte precis. Da? Cum funcționează ele? Foarte simplu. Dacă vorbim, de exemplu, despre text, ele sunt capabile să îți, pe baza unui prompt pe care tu îl introduci, să-ți dea ca rezultat cuvinte, mulțumesc că ați mers mai departe, excelent, cuvinte care au șansa cea mai mare să se potrivească cu inputul pe care tu l-ai dat. Deci este o analiză probabilistică pe care modelul acela de machine learning antrenat îl face foarte, foarte bine la o scară foarte, foarte, foarte mare. Dacă dăm puțin înapoi, scuze, cred că aveam o tranziție automată. Mulțumesc. Deci asta face un large language model. Da? Primește un input, este o serie de cuvinte și pe baza lor, probabilistic, pe baza cum este el antrenat, îți dă alte cuvinte care au sens. De aceea nu folosim ChatGPT neapărat ca să rezolvăm probleme complexe de matematică. Pentru că vine o șiruie de cuvinte care poate are sens lingvistic, dar poate matematic nu este precisă. Sper că are sens ce am zis. Hai să mergem mai departe. De exemplu, chiar și la Microsoft, eu știu lumea asta mai bine pentru că lucrez foarte mult cu tehnologiile Microsoft, ei folosesc foarte mult OpenAI Service găzduit în propriul lor cloud, în Azure, cu niște, dacă veți acolo, cu niște aspecte suplimentare de securitate și de compliance de data. Deci ei folosesc, până la urmă, ceea ce a produs OpenAI în foarte multe produse de ale lor, inclusiv GitHub Copilot. Vreau să vă spun că noi în companie deja folosim cu succes în mai multe proiecte Copilot, adică acea abilitate care se integrează în mediul de dezvoltare, da, pe care noi îl folosim în Visual Studio sau Visual Studio Code, de a genera cod pe baza unor comentarii pe care tu le dai. Și chiar crește productivitatea, dar nu înlocuiește programatorul. Da? Deci foarte important. Noi îl folosim și îl folosim cu succes, dar într-adevăr trebuie să învățăm cum să-l folosim. Hai să mergem mai departe. Doar ca o paranteză, că eram la subiectul generic de AI, să știți că există, și aici iarăși eu dau un exemplu cu Microsoft, că la asta mă pricep, foarte mult AI prefabricat, așa îmi place să-i spun, adică
produse as a service pe care le folosești apelând un API și care au deja model de machine learning antrenat, care este publicat undeva în cloud, nu trebuie să-l găzduiești, te costă extrem de puțin și sunt foarte multe tipuri de probleme care deja s-au rezolvat. De exemplu, să detectezi obiecte din imagini sau să detectezi fețe în imagini. Astea sunt lucruri care se pot face extrem de ușor, extrem de ieftin și relativ precis. Ok, și o ultimă idee mai am, înainte să termin, dacă mergem mai departe. Cum folosim toată povestea asta? Am mers foarte rapid pentru că timpul e limitat. Cum spuneam, noi deja folosim OpenAI până la urmă, că este el împachetat în forma de Copilot de GitHub sau că este împachetat în produsele în suita Office. Da? Noi folosim asta deja aproape zilnic. Și până la urmă, noi am realizat competiția noastră nu este cu AI sau cu diverse produse pe bază de AI. Competiția noastră va fi cu oameni care folosesc cu succes produsele respective. Cu alte cuvinte, noi ca și firmă de IT foarte specializată, nu doar că implementăm AI la clienții noștri, ceea ce o facem deja de mai de mult, ci noi folosim intern ca să ne creștem productivitatea. Și ca să revin la exemplu cu programatorii, da, programatorii, colegii mei, nu sunt înlocuiți de către Copilot-ul din GitHub. Pur și simplu Copilot îi ajută să nu rateze niște lucruri esențiale. Îți dă o rutină dacă vrei. Da? Dacă vrei, uite, vreau să rezolv o funcție și descrii în comentarii ce vrei să facă funcția respectivă, îți vine un corp, un schelet al unei funcții, care este destul de corect din punct de vedere a nu rata niște cazuri extreme, din punct de vedere a nu face niște greșeli pe care omul le face, că este predispus la a uita sau a nu fi atent. Evident că un copilot, dacă rămâne la acest exemplu de coding, nu îți va scrie un cod bun de pus în producție. Da? Deci ai nevoie de un om care să-l analizeze, care să-l înțeleagă. Însă noi am observat că ne crește foarte mult productivitatea, în special pe cazul acesta, pe exemplul acesta de a nu rata lucruri evidente. Da? Și atunci ce vă încurajez pe dumneavoastră? Să găsiți mecanisme de a folosi GPT-ul la clasă. Fiica mea la școală folosește AI. Sunt încurajați și când trebuie să livreze niște proiecte, indiferent că sunt la artă sau la istorie, copiii pot să vină cu ce vor ei, dar trebuie să vină și cu ceva făcut de mâna lor. Trebuie să vină cu un desen sau trebuie să vină cu ceva scris de mâna lor, dar într-adevăr este permis să folosească unelte de genul acesta. Mie mi se pare excelent pentru că copiii pot să vadă într-un mod extrem de variat, foarte rapid, diverse alte abordări în a rezolva o problemă, fără să înlocuiască neapărat, din punctul meu de vedere, nevoia ca ei să gândească sau să lucreze singuri. Da, cred că timpul meu s-a cam scurs. Am încercat să fac o introducere și să vă încurajez să folosiți lucrurile astea. Dacă aveți întrebări acum. Mulțumim, Mihai. Sper că tu mă auzi. Îți pot garanta că lumea din chat are câteva întrebări și până pregătim următorul speaker pentru a prezenta. Alexandra, vreau să te întreb pe tine. O întrebare din chat pentru Mihai. Sigur, și avem o întrebare de la Adrian Balog. Cum pot eu, în calitate de cadru didactic, să beneficiez de fonduri care să mă ajute să intru în posesia echipamentelor pentru predat? Există tot felul de acțiuni care susțin, însă ar trebui ca ele să fie mai facile pentru ca profesorii să reușească să implementeze inteligența artificială la clasă. Da, întrebarea nu e neapărat pentru mine, dar pot să răspund parțial. Companii cum este, de exemplu, Microsoft, știu sigur că ei fac asta, probabil că și ceilalți care sunt invitați, au diverse programe pentru educație. Și cred că reprezentanții acestor companii mari o să vă poată spune asta pe parcursul zilei. Mulțumim, Mihai. Tu mai rămâi aici, sper, și pentru final, când apar celelalte întrebări. O să le pasăm, sigur, întrebarea celor pe care ai menționat mai sus, ai zis la un moment dat că sunt câteva companii și mă bucur să văd că sunt toate în încăperea în care suntem noi acum, care pot să facă astfel de algoritmi. Mulțumim, Mihai. Vreau să-i pasez
microfonul, acum chiar fizic, Mihaelei, pe care eu am numit-o până acum avocatul diavolului, pentru că Mihai ne-a povestit că e foarte folositor, că copiii lui folosesc deja algoritmii aceștia și cumva Mihaela vine aici pentru a ne explica care e implicarea etică când vine vorba de acești algoritmi. Așa că nu o să mai amân și o să-i dau microfonul Mihaelei. Mulțumiri, bun găsit tuturor! Mă bucur să fim în formula aceasta astăzi și cred că o să vorbim din mai multe puncte de vedere toți cei care vă vom introduce în diverse subiecte. După introducerea inițială în partea tehnologică, o să vorbim acum de o introducere în aspectele etice care țin de utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în educație. Nu o să fiu chiar avocatul diavolului sau nu până la cap, pentru că și în comunitatea de cercetare a eticienilor avem păreri destul de împărțite și într-adevăr avem tehno-optimiști, tehno-pesimiști. Eu mai degrabă mă poziționez într-o zonă de optimism moderat cu privire la potențialul tehnologiei și o să vă spun imediat și de ce. O să încep acum cu câteva provocări etice pe care le ridică inteligența artificială pentru a merge mai apoi specific pe zona educației. Am așezat pe slide așa un top 10, să-i spunem, nu neapărat în această ordine. Sigur, sunt mult mai multe alte provocări pe care le ridică inteligența artificială. Am vorbit foarte mult și vorbim inclusiv acum în contextul ChatGPT, care rămâne subiectul zilei, despre discriminare, despre modul în care modelele de limbaj preiau informații, se antrenează pe seturi de date din care perpetuează și poate chiar amplifică diverse forme de discriminare. Dincolo de asta, avem situații în care în perspectivă situații care vor conduce în perspectivă la divizare socială, la inechitate, pentru că deja vedem breșe între cei care știu să utilizeze, înțeleg tehnologia și cei care vor rămâne în urmă. Dincolo de asta, sunt multe aspecte care țin de încălcarea diverselor tipuri de drepturi, inclusiv dreptul la viață privată, dar poate și drepturile de autor și poate că asta este principala problemă pe care o ridică modelele de tip ChatGPT, pentru că preiau date fără să aibă în spate un acord privind drepturile de autor, dar am subliniat pe slide două lucruri asupra cărora voi reveni în intervenția mea de astăzi și pe care m-aș concentra în contextul utilizării în educație: impactul asupra autonomiei personale și responsabilității și automatizarea sau externalizarea deciziilor către sistemele de inteligență artificială. Și poate că astea sunt până la urmă principale două provocări în contextul mai amplu al modelului pieței muncii și asta vorbeam și la prima intervenție despre cât de mult sau cât de mare va fi impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și ce ne interesează pe noi în special astăzi asupra domeniului educațional. Și sunt aici în aceeași idee că da, impactul va fi unul mare, dar putem să-l gestionăm în așa fel încât să fie în beneficiul nostru și al celor care predau și al celor care sunt beneficiarii sistemului educațional al copiii, fie că vorbim de zona preuniversitară și o să vă dau câteva exemple și din zona universitară. Și pornind de aici, o întrebare pe care cred că ar trebui să o avem în vedere în contextul în care și companiile care sunt reprezentate astăzi în acest panel vorbesc despre inteligența artificială responsabilă, avem această etichetă Responsible AI, pe care eticienii o privesc adesea cu reticență, pentru că responsabilitatea, conceptul, noțiunea de responsabilitate, de fapt poate fi atașată numai oamenilor, eventual organizațiilor, dar nu sistemelor de inteligență artificială, cel puțin nu așa cum le vedem noi astăzi. Și atunci aș vrea să atrag în primul rând atenția asupra faptului că este important să integrăm preocupările etice în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.
n-ar trebui să proiectăm, să delegăm sau să externalizăm ceea ce înseamnă responsabilitate către propriu-zis sistemele de inteligență artificială. Mai degrabă vorbim de o rețea colectivă de responsabilitate morală care include atât oameni cât și organizații în partea de dezvoltare, de implementare și de utilizare a inteligenței artificiale. Și colegii mei de panel o să vorbească despre dezvoltarea și implementarea IA și despre poate lucruri pe care le au în vedere atunci când vorbim despre dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale, cum facem să fim atenți la elemente care țin de riscuri de diverse tipuri. Eu mă voi concentra acum pe partea de utilizare a inteligenței artificiale în educație și o să schițez aici câteva direcții posibile de răspuns la întrebarea cum putem utiliza până la urmă responsabil inteligența artificială în educație. Pentru că este vorba aici despre responsabilitatea noastră a celor care predăm, fie în preuniversitar, fie poate la nivel universitar. Și am sugerat aici trei direcții pe care ar trebui să le avem în vedere. În primul rând, cred că este important să accentuăm limitările inteligenței artificiale și ați văzut deja, a fost o introducere foarte bună în eventuale posibile limitări. Ce poate face și ce nu poate face inteligența artificială generativă și o să mă refer la rândul meu la modele de tip ChatGPT. Sunt zone pe care le poate, pe care nu le poate gestiona, inclusiv atunci când vorbim de codare, ChatGPT poate sugera elemente simple, dar nu foarte complexe. ChatGPT este folosit deja la scară largă de elevii de gimnaziu și cu atât mai mult la etape ulterioare în liceu și la nivel universitar. Probabil știți deja discuțiile care au existat în universitățile din Statele Unite inițial noiembrie, decembrie, ianuarie, începutul acestui an, încercările de a bloca accesul la ChatGPT. O abordare care s-a dovedit un eșec și nu degeaba, pentru că este un tip de tehnologie care ar trebui integrat, ar trebui să înțelegem limitările și să vedem cum o putem integra în procesul educațional. Cum se poate face acest lucru? Spuneam că o primă direcție este aceea de a vedea ce nu poate face ChatGPT. Și de pildă sunt metode de a integra în procesul de evaluare ChatGPT. În ce fel? De exemplu, puteți evalua la clasă, puteți da diverse teme, nu doar în zona de informatică, ci și în cu totul alte cursuri. Puteți evalua modul în care inclusiv întrebările pe care le formulează elevii sunt gândite în așa fel încât să surprindă anumite minusuri ale modelului. Și un alt tip de evaluare care poate fi făcut ține de modul în care elevii reușesc să surprindă hibe, eventuale halucinări, cum sunt numite, răspunsuri greșite pe care ChatGPT le dă pe baza tipului de predicție pe care îl folosește. Și sugestia mea este, de fapt, să invităm elefantul din cameră la cină, cum am sugerat aici. Ce înseamnă asta? Să recunoaștem că elevii folosesc ChatGPT, fie că ne place, fie că nu ne place acest lucru. Sunt, cred, puține excepții de profesori care au avut acest curaj să accepte faptul că elevii lor folosesc astfel de instrumente și să le integreze la clasă. Și sugestia mea este să aveți curajul să faceți lucrul acesta și să integrați eventualele erori ale tehnologiei, să vedeți oportunitățile, de fapt, pe care le oferă diverse erori ale tehnologiei în procesul educațional. Și asta ține, practic, de integrarea înțeleaptă a tehnologiei în educație. Și o să vă dau un scurt exemplu aici al unor cercetători din Franța, care au prezentat rezultatele unui experiment la o conferință anul trecut. Au încercat să îmbunătățească abilitățile de pronunție ale elevilor în limbi străine, folosind un roboțel dotat cu sistem de recunoaștere a limbajului. Problema este că fix acel sistem nu funcționa bine.
Și rezultatul a fost că elevii trebuiau să pronunțe foarte încet și corect cuvintele respective pentru ca roboțelul respectiv să înțeleagă. Rezultatul, elevii și-au dezvoltat mult mai bine competențele de limbă străină decât se așteptau profesorii de la clasă. Și asta este un exemplu despre cum erorile tehnologiei, micile bug-uri pe care le oferă tehnologia pot fi prinse în mod constructiv la clasă. Și un lucru care cred că este foarte relevant astăzi, despre care vorbim în educație de foarte mult timp, dar poate că abia acum vom face pasul necesar, curriculum transdisciplinar. Este important să integrăm componente din sfera științelor socio-umane în partea tehnică pentru o înțelegere mai amplă a efectelor sociale ale inteligenței artificiale. Și un scurt exemplu pe care vreau să vi-l dau. Ok? Oh, am mers prea repede. Ok. Acum, un scurt exemplu despre care aș fi vrut să vorbesc spre finalul intervenției mele de astăzi. Ideea de virtuți tehnomorale. Este o resuscitare a virtuților despre care vorbim încă de pe vremea lui Aristotel, de peste 2400 de ani încoace. Iar eticiana Shannon Vellore a reușit să aducă în secolul 21 și să ne arate cum putem vorbi despre virtuți tehnomorale, conștientizând că secolul acesta este deja despre și va fi în continuare despre tehnologie și să înțelegem cum diferite tipuri de virtuți pot fi integrate în modul în care relaționăm cu tehnologia, astfel încât inclusiv elevilor, dar și celor care le predau, modul în care interacționăm cu tehnologia de fapt să ne ajute să ne dezvoltăm abilitățile cognitive și inclusiv abilitățile morale. O recomandare de lectură poate de vară, așa pe slide, și o să închei cu trei lucruri, și este chiar ultimul slide, trei lucruri pe care aș vrea să le subliniez din intervenția mea de astăzi. Procesele cognitive complexe, creativitate, gândire critică, deliberare, nu pot fi delegate, nu pot fi externalizate către inteligența artificială, în schimb putem folosi inteligența artificială ca un instrument, ca un companion, ca un asistent interactiv, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Și în acest sens este important atenția spre un curriculum transdisciplinar în care să cultivăm abilitățile din sfera socio-umanelor care susțin utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale. Bun, o să mă opresc aici pe ultimul slide. Aveți o invitație la a vedea, poate dacă vă interesează mai mult zona de responsabilitate și inteligență artificială, proiectul de cercetare pe care l-am avut în ultimii 2 ani, Comore, site-ul Centrului de Cercetare în Etica Aplicată, și avem inclusiv cursuri de inteligență, de etica inteligenței artificiale și a tehnologiilor emergente în cadrul masteratului de la Filozofie de Etica Aplicată. Aștept întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Mihaela. Nu o să-ți iau cu totul microfonul, o așteptăm pe Alexandra să ne spună o întrebare. Vreau să zic că ai primit foarte multe întrebări în timpul prezentării, așa că, Alexandra, ce întrebare am avea acum? De la ce vârstă ar fi util ca elevii să utilizeze inteligența artificială și cum putem fi siguri că informațiile primite sunt pertinente sau cum se pot verifica în lipsa unor surse citate? Aș zice că undeva, chiar și ciclul primar, undeva clasa a doua, vârsta de, în jurul vârstei de 8 ani, poate clasa pregătitoare, clasa întâi, sunt încă zone de ABC din alte puncte de vedere, dar o alfabetizare, un ABC al tehnologiei în speță inteligenței artificiale, îl văd foarte potrivit din clasa a doua. Nu exclud, pentru că știți că fiecare copil este unic și progresele sale trebuie raportate inclusiv la sine, nu doar la ceilalți. Atunci sunt situații în care se poate discuta și mai devreme despre utilizarea diverselor instrumente de inteligență artificială. Iar cum ne putem asigura? Cred că, în primul rând, este necesară o alfabetizare în zona asta a părinților și a dascălilor, a cadrelor didactice, indiferent de domeniul în care lucrează. Inteligența artificială este aici să rămână și o să ajungem în situația în care
nu știu, ne putem feri de așa cum ne feream poate de calculator la început și insistam să se scrie de mână atunci când poate aveam instrumente de scriere mult mai simplă. M-aș opri aici ca să nu monopolizez mai departe discuția și poate mai sunt la final întrebări. Mulțumiri! Super, mulțumesc mult, Mihaela. Avem o următoare prezentare chiar de la una dintre companiile despre care a povestit Mihaela la început că creează astfel de algoritmi și de asemenea cumva să răspundă și la o întrebare pe care a spus-o în chat. Doar ca să știți, noi le așteptăm pe toate, selectăm în momentul de față o întrebare pentru fiecare speaker, dar ultimele 30 de minute vor fi întrebările voastre, vom face o secțiune de întrebări ultimele 30 de minute, deci să nu vă opriți din a le scrie, chiar dacă nu am pus încă întrebarea voastră. Și cu asta vreau să îl invit pe Dan, Dan care reprezintă Google astăzi, să ne povestească el ce opțiuni există și ce se întâmplă acolo. Da, mulțumesc frumos. Așa, bună, nu? Ok, perfect. Bună ziua tuturor, mă numesc Dan Tudose, sunt cercetător Google în echipa Fitbit de aici din București și am venit să vă vorbesc un pic despre oportunitățile de carieră pe care și de învățare pe care Google le oferă, în special în inteligența artificială. Bun, haideți să vedem dacă putem să vedem și slide-urile. Slide-urile se văd. Se văd? Da. Dar trebuie să văd cum dau eu. Stânga dreapta. Ok, mulțumesc. Nu se văd pe ecran. Ok, nicio problemă. Am înțeles. Bun, păi haideți să dăm la următorul atunci. Da. Ah, super. Ok, dacă poți să dai slideshow, să apeși pe slideshow, ca să se vadă mare. Minunat. Bun. Și dacă fac așa, sper să... Da. Da. Ok, bun. Mulțumesc frumos. Da, Google este o companie care aplică machine learning în foarte multe din produsele sale, de la Google Search, la Gmail, YouTube, Maps, Ads și așa mai departe. Găsiți componente de machine learning și de inteligență artificială în toate produsele noastre. Dar până la urmă, ce este inteligența artificială? Au vorbit o parte din prezentatorii anteriori despre asta, așa că nu vreau să vă introduc foarte mult în detalii. Ideea de machine learning vine de fapt din narrow artificial intelligence, adică este o inteligență artificială care este foarte dedicată rezolvării unui anumit scop. Așa cum spunea și un prezentator înainte, un large language model este foarte bun pentru generarea de conținut text, eseuri și așa mai departe, dar nu este atât de bun pentru rezolvarea de ecuații diferențiale. Pentru asta ai nevoie de o altă inteligență artificială care este special educată, a învățat să rezolve ecuații diferențiale sau integrale sau probleme matematice. Sfântul Graal pentru inteligența artificială și la ce lucrează mulți cercetători în inteligența artificială în general este să găsești o inteligență artificială generală, să dezvolți o inteligență artificială care să se comporte mai mult sau mai puțin ca o persoană în rezolvarea problemelor și care să poată să vină și să le adreseze. Acum, pentru noi, AI este a treia schimbare majoră în computer science și în computing în general. Prima a fost internetul, a doua a fost apariția tehnologiei mobile care a adus și a democratizat foarte mult computingul, iar a treia, credem noi că o să fie inteligența artificială. Și Google a fost un pionier al inteligenței artificiale, începând din 2017 inventarea Transformerului, care este un model de machine learning care permite scalarea foarte rapidă și învățarea foarte rapidă. Și în 6 ani de zile de aici am ajuns la Bard, ceea ce acum a fost lansat tocmai și în România și puteți să-l folosiți liber. Putem să vorbim un pic despre unde integrăm AI în produsele Google. Dacă dăm mai departe,
Google Search folosește inteligența artificială foarte mult, în special pentru a da niște rezultate personalizate și foarte precise a căutărilor voastre, în special bazate pe istoricul de căutare, dar și pe locația din care faceți această căutare. Există o funcționalitate nouă numită Multisearch, care vine și înglobează o serie întreagă de îmbunătățiri de inteligență artificială pentru a oferi rezultate cât mai pertinente și cât mai concludente căutării. Google Maps, de asemenea, îmbunătățește foarte mult prin algoritmii de trafic și prezice foarte bine rutele pe care puteți să le aveți în momentul în care doriți să ajungeți la o anumită destinație, precum și recomandări de noi localuri sau noi locuri pe care puteți să le vizitați. Google Photos, iarăși feature-uri de AI care sunt folosite pentru organizarea automată și categorizarea fotografiilor în funcție de conținutul respectiv și căutarea anumitor obiecte, persoane, animale de companie chiar în interiorul albumelor acestea virtuale din Google Photos. Google Assistant este în esență un showcase foarte bun pentru așa ceva. Iarăși vă arată foarte, foarte relevant conținutul. Google Translate, din nou, vă poate oferi traduceri în timp real a diferitelor limbi într-o limbă pe care o puteți înțelege. Gmail, Autocomplete, Smart Reply sunt niște feature pe care iarăși le încorporăm. Și acum este un mic filmuleț de 2 minute care vă arată noile funcționalități în WordPress. Evident, cum spunea și prezentatoarea anterioară, considerentele etice sunt foarte importante pentru noi în momentul în care dezvoltăm aceste funcționalități și aplicații și avem o serie de principii, 7 principii în general, despre cum ar trebui să funcționeze inteligența artificială și evident ce nu ar trebui să facă. În special, accentul este pe beneficiile pe care le poate aduce inteligența artificială societății în general, să evite crearea unor momente părtinitoare sau bias-uri în general, să fie testată și să fie testată pentru siguranță în utilizare, accountability și privacy în special. Acum, pentru dumneavoastră, avem o serie de resurse online și de tutoriale pe care puteți să le folosiți ca să includeți anumite concepte de inteligență artificială și anumite aplicații, tool-uri de inteligență artificială în viața de zi cu zi și în carieră. În legătură cu asta,
Tururile sunt destinate nu neapărat profesorilor, ci mai degrabă unei serii destul de vaste de profesii, de la business user, data analyst, data engineers, data scientist, developers. Acum, dacă este să ne uităm la punctul de pornire de unde puteți să găsiți, accesați aceste resurse, căutați pur și simplu pe Google, ai.google, și asta vă va duce la un portal unde aveți o serie întreagă de cursuri și probabil focusul pentru dumneavoastră ar fi pentru educație, tabul de sus, unde puteți să învățați foarte multe de la Machine Learning Experts de la Google. Cam asta ar fi un preview despre ce puteți să accesați aici și materialele pe care puteți să le folosiți. Mai mult atât, avem portalul Grow Romania with Google, care oferă o serie întreagă de tutoriale, cursuri și materiale în limba română pentru dumneavoastră și de asemenea cursurile acestea pot fi accesate gratuit pentru a vă îmbunătăți, evident, metodele de predare și a afla mai multe despre inteligența artificială în general. Atât din partea mea, mulțumesc frumos! Mulțumim, Dan, pentru prezentare. Alexandra, așteptăm o întrebare de la tine. Avem o întrebare de la Daniela. Cum apreciați riscul ca elevii să devină dependenți de utilizarea inteligenței artificiale, să devină superficiali în realizarea activităților, să nu-și formeze competențe trainice pe care să le folosească când nu pot folosi inteligența artificială? E o întrebare foarte bună. Personal, nu văd inteligența artificială ca pe o amenințare, ci mai degrabă ca pe o unealtă care poate să fie folosită în anumite scopuri. Evident că aceste unelte pot fi folosite în diverse contexte și cred că este foarte important să evidențiem aspectele acestea de îmbunătățire a abilității de învățare. Evident, totul trebuie făcut într-un context care să fie constructiv. Și cred că rolul unui profesor este să știe la rândul său despre aceste aplicații și despre aceste tool-uri în general pentru a putea să ghideze studenții și elevii într-o direcție potrivită. Deci, ca orice fel de alt obiect, da, până la urmă și un telefon mobil poți să-l folosești să înveți foarte multe lucruri sau poți să-l folosești să copiezi la un examen. Depinde cum folosești această unealtă. Super! Mulțumim mult, Dan! Întrebări încă mai avem multe. Dacă vă întrebați ce țin în mână, este un al doilea microfon, pentru că microfonul lui Dan vrem să-l pasăm către următorul speaker. Următorul speaker, care poate în mod normal ar veni de la o companie concurentă, dar astăzi avem pe toată lumea aici parteneră și cu scopul de a vă ajuta pe voi să folosiți lucrurile astea, să vă simțiți confortabil cu ele, pentru că la final oamenii au frică de ce nu cunosc. Și asta e scopul nostru astăzi. Mulțumim pentru întrebări, pe toate le salvăm și le adresăm mai târziu. Și acum îi pasez microfonul, între timp a ajuns un microfon la Ovidiu. Bună, Eliza, bună tuturor. Pot să share-uiesc ecranul? Vei putea share-ui ecranul și colega noastră pe fundal o să schimbe camera. Văd că este tot ok. Da. Bună ziua tuturor. Ovidiu Pismac mă numesc. Mă bucur că mă aflu aici într-o cameră science fiction, cu niște device-uri foarte moderne și mulțumesc tuturor colegilor din această sală pentru ambianța foarte plăcută. Vreau să încep această prezentare cu această sintagmă, cum folosim inteligența artificială pentru a complementa inteligența naturală. Pentru, așa cum zicea și academicianul Grigore Moisil, am introdus aceste unelte pentru a ne ajuta să ne facem viața mai bună. Da, exact. Ca să continui întrebarea precedentă adresată colegului de prezentare, Dan, nu avem în plan să folosim această inteligență artificială într-un mod total neetic și nu avem în plan să folosim această inteligență artificială pentru a o folosi în scopuri negative. O să vedeți câteva demo-uri și sper să vă placă. Ceea ce vreau să vă spun astăzi este cum arată viziunea Microsoft în educație, care sunt abilitățile necesare în programul de învățare și o să vedeți că
Sunt niște studii foarte interesante aici și de asemenea să discutăm un pic despre inteligența artificială, chiar să facem și un pic de demo și pentru că nu putem să vă lăsăm cu o tehnologie în brațe fără a vă arăta cum să o folosiți, o să vă arătăm și programele de instruire digitală și de skilling pentru tehnologie în sine și în special pentru inteligența artificială. Așa cum spuneam, Microsoft crede că prin tehnologie putem folosi această tehnologie pentru a da putere elevilor și profesorilor să creeze lumea de mâine. Da? Deci, practic, fiecare organizație, fiecare persoană de pe această lume poate să realizeze mai mult folosind tehnologia. Este o misiune în care credem și lucrez la Microsoft de 17 ani și sunt foarte mândru să spun lucrul ăsta pentru că am văzut de-a lungul timpului inovații, am văzut foarte multe lucruri care s-au orientat în această zonă. Așa cum dumneavoastră vă orientați în a crește copiii noștri și scopul învățării unui copil este acela de a merge mai departe fără profesorul său, așa și noi încercăm să vă ajutăm prin această tehnologie să vă punem la dispoziție unelte pentru a fi mai productivi, mai eficienți. Cum ziceam, digitalul a venit în viața noastră foarte abrupt, începând din anul 2020, odată cu pandemia, și atunci am fost puși în situația de a folosi cât mai multe unelte digitale și, practic, acestea au devenit indispensabile. Haideți să vedeți o chestie drăguță apropo de diferențele între generații și acest filmuleț îl putem pune pentru orice fel de prezentare, și de securitate, și de cloud, de orice. E valabil. Hey, yo. Oh! Hey, Don. You call me Unc? Yeah, it was either that or OG. What's an OG? Old ass gangster. Unc's good. Shadow. OW. OW. Boxing. Boxing, yeah. And that's it. All right? Yeah. Okay, here you go. Good luck with that. Yeah, hold that real quick. All right, man. Wait, don't you want this? I got it right here. What if you lose that there, it breaks? It's already up in the cloud. What cloud? What cloud? Este un film cu un mesaj foarte puternic și am folosit foarte mult acest filmuleț în multe din prezentările mele. Susține foarte mult și ideea de diferență între generații, de aceea trebuie să ne adaptăm, să folosim tehnologia, pentru că trebuie să avem aceste abilități care să ne facă să ne apropiem mai mult de copiii noștri. Da? Ei sunt foarte prezenți acolo cu toate device-urile lor, fiecare dintre ei parcă trăiesc prin acel telefon mobil, prin acea tabletă, ați văzut cum se intră în acea lume și parcă sunt acolo, au învățat încă de când se nasc să folosească aceste device-uri și atunci trebuie și noi să ne apropiem de ei și să-i înțelegem. Astfel că aceste abilități cognitive sau abilitățile emoționale mai ales, pentru că am auzit de multe ori la fiica mea de 10 ani, nu mă înțelegi. E destul de devreme ca și vârstă această replică și atunci, ca și profesor, aceste abilități sociale și emoționale de a comunica, de a colabora, de a avea empatie pentru o anumită situație mai provocatoare legată de acel copil, de acel elev, e necesară pentru ca această învățare pentru viață să fie eficientă. Da? Ne dorim ca și dumneavoastră și elevii să vă simțiți și ei să se simtă foarte bine și ăsta este un studiu foarte interesant făcut de The Economist în colaborare cu Intelligence Unit. Este făcut pe mii de profesori și elevi de pe toate continentele, din America de Nord, America de Sud, Europa, Asia, Middle East, deci practic ca să fie foarte, foarte relevant, inclusiv țări din zona noastră. Și vedeți că prioritățile profesorilor sunt un pic diferite față de cele pe care studenții sau elevii le văd. Ei se orientează mai mult în zona de relationship, de relaționare, de creativitate, de digital skills, de skill-uri și de cunoștințe digitale. Profesorii se orientează în zona de literacy, de alfabetizare, de a lucra cu numere, de a avea abilități de gândire critică, critical thinking. Da? Și practic trebuie să armonizăm
aceste priorități, astfel încât învățarea să fie eficientă. Și această armonizare, această personalizare face astfel încât elevii să poată să fie mult mai eficienți în momentul în care primesc această învățare personalizată și nu tradițional automatizată, cea clasică. Tot în același studiu se menționa că până în 2030 peste 60% dintre profesori vor crește utilizarea tehnologiilor digitale în munca lor de zi cu zi. Chiar și cu machine learning, cu inteligența artificială, această predare ca și profesie este una din cele mai puțin susceptibile de a fi automatizate în viitor. Deci, practic, ne punem în postura de a fi empatici, de a înțelege copiii și elevii pe care îi învățăm și de a stabili o relație foarte puternică între profesori și elevi. Și vedeți aici că în studiu, deși 51% dintre profesori au spus că au relații puternice cu elevii lor, 34% dintre elevi au fost de acord. Deci procentul nu este egal. De aceea trebuie să îi înțelegem și mai bine. Tehnologia creează oportunitatea și veți fi mai productivi prin utilizarea acestor tool-uri digitale. O să vă arăt imediat în demo ce înseamnă lucrul ăsta. Și spuneam de viitorul acesta personalizat. Colegii mei au amintit despre tipurile de inteligență artificială. Nu vreau să mai intru iar în detalii. O să vă arăt astăzi câteva demo-uri legate de zona aceasta ultimă de Generative Artificial Intelligence, de creare de conținut. Lucru care deja e folosit chiar și de nepoțica mea. Am întrebat-o foarte recent și a spus, da, eu folosesc de mult asta, să-mi fac rezumate. Oamenii sunt foarte eficienți, elevii deja sunt foarte eficienți și atunci trebuie să ne adaptăm și noi ca profesori. O să vedeți cât de fain putem să dialogăm cu această inteligență artificială și cum poate această inteligență artificială să-mi dea niște sfaturi chiar utile. Acest model de inteligență artificială din mijloc, vedeți că transformă un text într-o imagine. O imagine de diverse tipuri, da? Mai suprarealistă sau mai puțin. Există și partea de transformare de text în imagine și imagine în video, da? Deci există și aceste modele foarte interesante. Haideți să vă arăt un mic demo. Și am aici Bing-ul. Vedeți că în zona aceasta de Bing Chat există acest nou icon pe care cred că îl aveți și dumneavoastră și vedeți acest chat. Putem să începem să dialogăm cu inteligența artificială. Și pot să-l întreb chiar ce pot face eu ca profesor să fiu mai productiv în relația cu elevii. Să vedem cum mă ajută acest asistent cu câteva sfaturi utile. Da? Și sunt niște lucruri foarte interesante pe care le poate structura și consolida din diverse surse de date, astfel încât, uite, pasionat și entuziast, asta trebuie să fie practic și la nivelul elevilor, dar și la nivelul profesorilor, pentru că fără pasiune și fără a-ți plăcea ceea ce faci, o să fie foarte greu să transferi ceva către audiența ta. Da? Și vedeți că inteligența înceapă, ascultă-i cu empatie, vedeți, vorbeam de acel studiu și chiar și aici vedem acest sfat pe care l-am primit. Dacă încerc să mai scriu același lucru, să vedeți că le enervăm un pic. Deci cum am scris? Să fiu mai productiv în relația cu elevii. Ai mai pus această întrebare, vezi? Deci inteligența se adaptează și te invită să fii foarte eficient și să utilizezi răspunsul de mai sus. Dacă intrăm în partea de composer și eu sunt un elev foarte presat de timp să învăț, un roman de Marin Preda și vreau să fac asta foarte rapid, pot să-mi aleg și tonul professional sau dacă să fie mai scurt sau mai lung, exact cum mi-a zis profesorul să fac, această zonă din Bing Compose mă poate ajuta să îmi genereze acest conținut, acest rezumat. Da?
Și să vedeți că este foarte comic și aici. Dacă vreau să fiu, să schimb un pic tonul. Și hai să-mi aleg un ton entuziast. Vedeți că romanul este foarte serios. Acesta este un ton nepotrivit pentru o operă literară care prezintă realitatea dură a vieții țărănești. Da? Deci asistentul a învățat foarte bine lecția și nu ne duce pe câmpii. Da? Ne ajută să ne aducem înapoi pe linia, pe linia cea dreaptă. Da? Și pentru că recent am făcut o întâlnire la Liceul Ion Maiorescu Giurgiu și am avut o întâlnire cu 150 de elevi și de profesori și am avut în posesie foarte multe sute de poze cu profesori pe care i-am luat încă din anii 80 ca și poze, ca și fișiere și erau foarte diferite. Am folosit această inteligență artificială pentru a mă ajuta să creez un content mai bun. Se numește Machine Learning și se numește Designer. Și cum vedeți aici, slide-urile acestea și pozele au fost aranjate de către inteligența artificială, da? Care m-a ajutat și e foarte simplu să o accesăm. Dacă scriem Designer aici în Office, da, în PowerPoint, vedeți că inteligența artificială începe să-mi genereze acest conținut, să-mi dea modalități noi de a-l crea, da? Și pot să-mi aleg în funcție de poză, în funcție de conținut, pot să-mi aleg diverse versiuni de a-l folosi. Da? Iată un alt exemplu foarte util pe care de tehnologie și de capabilitate din Office, din PowerPoint, pe care o puteți folosi. Și pentru că ne apropiem de sfârșit, dacă nu deja suntem aici, aș vrea doar să vă spun câteva lucruri despre parteneriatul dintre noi și Fundația EOS. Am făcut acest parteneriat în care peste 5.000 de studenți au participat la diverse competiții. Avem acest program în care sunt foarte multe universități și mii de studenți sunt certificați și sunt trainuiți. Există acest accelerator de cariere în cloud care susține tinerii să dobândească competențe digitale și avem aici și contactele de la Fundația Ford, la Fundația EOS, dacă ne interesează. Microsoft, de începând din ultimii 5 ani și sunt responsabil în ultimul an de zile pentru toate programele de skilling ale Microsoft, am avut la nivel de clienți mare, enterprise, public sector, dar și educațional, am avut această platformă de învățare gratuită, Enterprise Skilling Initiative Portal, în care toate cursurile pe toate tehnologiile Microsoft de Azure, de Dynamics, de securitate, Office, Power BI, au fost livrate online în ritmul și pe duratele de pe care fiecare dintre clienții noștri și dintre elevii care au din facultăți care au beneficiat de aceste programe și le-au ales și am putut să oferim această experiență gratuită în ultimii 4 ani pentru a, exact cum spuneam la început, vă dăm tehnologia, dar vă și arătăm cum să o folosiți, nu vă lăsăm cu ea în brațe, practic să puteți folosi și să puteți dobândi abilitățile pentru lumea de mâine. Mulțumesc mult de tot! Noi mulțumim. Să știi că nu e nicio grabă, Ovidiu, suntem foarte bine ca și timp. Văd că vin întrebări în chat, sunt foarte multe. Cineva, să știi, rugăminte, inteligența artificială nu ne ajută dacă oprești camera. Să nu oprești camera. Pentru a nu opri. Inteligența naturală sper să mă ajute. Da, avem nevoie de inteligența naturală acum. În timp ce Elena se pregătește pentru prezentarea ei, Alexandra, o întrebare care a venit. Cum putem accesa fonduri pentru cadre didactice pentru a intra în posesia unor echipamente pentru predat și cum ar putea aceștia să folosească aceste echipamente AI în clasă? Când spuneți echipamente AI, la ce vă gândiți mai exact? Cred că putem să ne gândim la tot ceea ce le arătăm. La tot ceea, deci ideea este în felul următor. Ultimele versiuni de Office au această capabilitate de designer, începând din ultimii 3-4 ani. Partea asta de Internet Explorer, de Edge, Microsoft Edge, cu zona aceasta de Bing și ChatGPT, există deja tehnologia apărută de câteva luni și puteți să o folosiți foarte bine. Legat de device-uri, de laptopuri, calculatoare și alte lucruri, probabil că fiecare instituție, pe baza planului PNRR sau altor, să spunem, fonduri
de investiții pot face anumite investiții și vă încurajez să faceți acele investiții, putem să trimitem și datele mele de contact și să ne conectăm cu colega mea, Marilena Ionaș, cu care se ocupă de sectorul de educație și să stabilim și niște întâlniri după aceea ulterioare ca să vedem pe zona aceasta de device-uri, de dispozitive, dacă putem să ajutăm la partea aceasta de dispozitive educaționale cu împreună cu licențe de Windows și Office necesare pentru învățare. Super! Mulțumim mult! Să știi că un feedback pe care l-am primit și vă pregătesc pe toți la finalul prezentării, o să vă întrebăm despre cum ne asigurăm că elevii nu copiază. Ăsta a fost un feedback. Cineva mi-a spus că Ovidiu învață pe elevi cum să copieze. Deci trebuie să... O să-ți pregătesc întrebarea asta. Îți mai lasă jumătate de oră să-ți pregătești răspunsul. Și referitor la device-uri, să știți că mai avem pe cineva care poate o să ne povestească mai multe despre device-uri imediat după Elena. Elena, în momentul de față, camera o să se schimbe pe tine. De asemenea, poți să dai share la ecranul tău de acasă. Și așteptăm ca să se conecteze. În momentul de față vedem încă ecranul lui Ovidiu, deci dacă tu poți, Elena, să dai share ecranului tău. Stop sharing. Gata. Imediat. Okay. Imediat. Perfect. Ok, doar să verificăm, aud și mă văd foarte bine. Totul sau merge măcar, foarte bine. Și sau măcar decent. E foarte bine. Bună ziua tuturor. Mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi alături de noi și eu sunt foarte bucuroasă, la fel ca și colegii noștri de la Romanian Science Festival, să vă spun bine ați venit la această discuție. Sunt foarte fericită, inclusiv eu, că am participat la această discuție și mi-am notat o grămadă de lucruri care și mi-au schimbat puțin tel perspectiva apropo de inclusiv această prezentare pe care am pregătit-o la acest moment dat. Știți și ați sesizat deja că ăsta este un subiect foarte discutat în această vară și ne bucurăm să putem să contribuim și noi la el și să facem, aducem puțină claritate. Pe noi, la Asociația TechSoup, cel mai probabil ne știți din recunoașterea acestor logo-uri, poate cunoașteți Predau Viitor pentru profesori de informatică, poate cunoașteți Îndreptar Digital pentru învățători. Mi-aș dori foarte mult ca să fie auzit cu siguranță de Predau Viitor, platforma de cursuri, această platformă de cursuri gratuite, asincron pentru profesori, care aduce lucruri de la scratch până la lucruri foarte serioase din zona de psihopedagogie. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit de Meet & Code, finanțările noastre pentru evenimente cu și despre tehnologie în perioada Europe Code Week. Suntem o echipă de 8 oameni și de 13 ani de zile lucrăm pentru aceste cauze. Colegele mele, Ana și Adela, care se află în chat, poate pot să pună niște link-uri la aceste proiecte dacă vi se pare de interes să le vedeți și să le verificați. Ca să pregătesc această prezentare, m-am uitat puțin peste lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră la înscriere, despre ce așteptări și nevoi aveți când vine vorba de AI și cumva mărturisesc că am regăsit aproape și nevoile și așteptările mele când vine vorba de AI, adică pe zona de nevoi am găsit foarte multe lucruri legate de eficiență, lecții mai eficiente, muncă birocratică mai ușoară, care ce înseamnă? Înseamnă mai mult timp pentru elevi, această nevoie de a construi ceea ce numim noi lecții memorabile, da? O predare mai atractivă, o evaluare mai utilă, multe nevoi și pe zona și așteptări și pe zona de dezvoltare și actualizare personală, această nevoie de a nu fi depășiți de ceea ce se întâmplă în acest moment, mai ales că ați văzut din prezentarea de la început al lui Mihai, se întâmplă atât de multe lucruri. Da? Deci discutăm de produse noi în termen de zile, nu mai discutăm în termen de luni sau de ani. Și nevoie în termen de puțină clarificare, da? Ce este... și mai ales aceste două întrebări care mie mi se par foarte bune, și care se tot repetă, da? Cum o pot integra la clasă, cum o pot folosi concret și cum discern și decid ce este util pedagogic să folosesc și să nu folosesc. Și toate astea mi-au dat o idee mai clară de despre ce putem să facem acum în 10 minute și poate anume, căci sper că înțelegeți că nu avem cum în 10 minute să luăm și să analizăm toate posibilele exemple de integrare la clasă în ore a unor asemenea tehnologii, dar poate clarificăm puțin când anume în procesul nostru pedagogic poate să intervină această întrebare și să vedem dacă nu cumva sunt alte întrebări înainte la care ne putem răspunde cu ceva mai multă ușurință.
Doar să vă spun că nu suntem total ignoranți la faptul că aveți nevoie de idei, de informații, de lucruri spuse pe limba dumneavoastră, de cursuri, da, de pregătire, de acces la resurse. Și la fel ca și ceilalți colegi ai noștri care și ei pregătesc resurse în acest sens și noi am pregătit chiar împreună cu colegii la Many in Science Festival și cu colegii de la Centrul de Etică Aplicată, dar și împreună cu parteneri internaționali de la Fundația Raspberry Pi și de la Code Week, acest curs de prim pași în AI pentru profesori curioși, care deja este disponibil pentru preînscriere pe platforma noastră cursuri.predauviitor.ro, va începe la final de iulie și ca orice curs asincron îl puteți face absolut oricând doriți dumneavoastră, peste vară sau în toamnă. Cursul sistematizează cumva poate multe dintre lucrurile pe care le auziți acum și le pune într-o ordine și le așează puțin mai bine, în așa fel încât să le consumați atunci când aveți nevoie, da? O introducere în zona asta de AI, ce este, cum funcționează, o introducere în zona de etică și responsabilitate, dar de asemenea aduce și niște idei de activități de la profesori ca dumneavoastră, niște metode de dus la clasă, niște idei de la alți profesori care au dus deja acest lucru la clasă în străinătate. Eu vi-l recomand din toată inima, după cum, știind că sunt destul de mulți învățători prin colegii noștri care ne ascultă astăzi, vă recomand și să nu uitați că redeschidem cursurile noastre în dreptar digital, în format asincron și prezentăm din nou portofoliul digital esențial pentru orice învățător. Poate că v-ați dat seama deja că rolul meu astăzi, asumat că nu mi-a dat nimeni, este cumva să fiu un soi de avocatul pedagogiei și psihopedagogiei în acest moment. Da? Sunt oameni care ne explică tehnologia, sunt oameni care ne explică etica, e nevoie și de cineva care să pună cumva în balanță ce se întâmplă pedagogic când vine vorba de noi tehnologii. Și ce cred că putem să facem în următoarele 8-10 minute este să încercăm să dăm niște răspunsuri la două întrebări care mie mi se par foarte importante în acest moment și anume, nu știu, care este cea mai importantă întrebare sau care este setul de întrebări pe care trebuie să mi le pun ca să decid și să discern pedagogic ce tehnologie aduc la clasă și când, inclusiv AI, și cealaltă este ce pot să fac eu acum în noul an școlar, cumva indiferent de nivel și de materie, în așa fel încât să mă simt mai mult în control asupra acestei situații, pentru că am văzut și din întrebările dumneavoastră că, na, cu toții suntem conștienți că poate că această tehnologie nu a ajuns în mod oficial în clasă, da, în clasele noastre și în activitățile noastre, dar cu siguranță a ajuns deja la elevi. Și atunci, ce v-aș invita să facem în timp ce eu mă uit pe 11.000 de ecrane și fac 11.000 de lucruri în același timp? Este să ne luăm un minut de ceea ce numim noi reflecție pedagogică, da? Să ne scrieți în zona de Q&A, iertați-mă că am pus chat, care credeți dumneavoastră că este rolul profesorului în viața unui copil? Da? Sau, nu știu, dacă vreți o întrebare alternativă, ce este acela un profesor? Și poate veți remarca că am spus în viața unui copil, nu neapărat în educație, în societate, în tot felul de sisteme din acestea mai mult sau mai puțin personalizate. Și de asemenea v-aș invita și să dați, dacă se poate, o definiție cât mai personală, nu neapărat una teoretică asupra acestui concept. Și pe măsură ce apar răspunsuri, și colegii noștri vor da drumul răspunsurilor, să citiți puțin celelalte definiții și să stați să vă gândiți în ce fel sunt aceste definiții similare sau asemănătoare cu a dumneavoastră, da? Nu vă propun să, și chiar v-aș invita, să nu le judecați, să nu faceți o judecată de valoare asupra lor, dar ci pur și simplu să constatați cum sunt ele similare, cum sunt ele diferite, diferitele definiții pe care le dăm noi. Asta, na, ca să mai exersăm din diferitele obiective Bloom, pe care știu că le exersați și dumneavoastră la clasă când vine vorba de să sesizăm diferențe și asemănări între diferitele concepte, da? Eu o să stau aici, o să număr în foarte mare liniște până la 10. Aș vrea să vă rog frumos să nu intrați în panică, că nu se mai aude sau că s-a înghețat imaginea. Pur și simplu fac ceea ce și dumneavoastră ați face în clasă și anume vă dau niște momente de liniște ca să scrieți. Da? O să număr până la 10 și vă rog frumos să-mi răspundeți la această întrebare. Care credeți, care este pentru dumneavoastră rolul profesorului în viața unui copil?
Cred că am numărat mai departe de 10, să știți. Este foarte greu cu liniștea în evenimente online, așa e? Avem o toleranță foarte mică pentru liniște în evenimente online. O să-mi iau foarte mult timp să trec și eu prin definițiile dumneavoastră și să înțeleg diferențe și asemănări și o să vă răspund cu ce cred eu, adică ce este pentru mine un profesor învățător. Și ați auzit-o poate în diferite forme și de la alți oameni care au fost astăzi aici. Dar eu doar aș, nu știu, pentru mine este structurată puțin altfel. Alături de copil, mie mi se pare că profesorul, învățătorul este cel mai important coagent al învățării. Și atenție, spun coagent, pentru că mi se pare că copilul este de fapt și de primul lui și cel mai important agent al învățării. Dar profesorul este cel mai important coagent al învățării. Spun agent, care în definiția asta nu este James Bond, agent secret, ci se referă la un factor activ în activarea de fenomene, în acest caz fiind vorba de fenomenul învățării, pentru că el în același timp și direcționează și facilitează. Da? Avem întotdeauna acest sentiment că învățarea este o chestie care se întâmplă, știți, numai la clasă, numai în momentul în care eu predau. Da? Dar nu e așa, nu? Da? Avem și acest concept de învățare individuală și direcția asta de la profesor la elev, dar în același timp sunt 11.000 de feluri în care elevii noștri învață la clasă sau în afara clasei și multe dintre ele sunt facilitate într-o formă sau alta de noi, poate conștient, poate inconștient. Da? Învață, pot învăța de la alți elevi, de la colegii lor, pot învăța de la comunitate și la societate. Da? Noi suntem activatorii de și transmițătorii de cunoștințe și abilități, da, asta e o esență destul de tare a ceea ce facem, dar în același timp uităm că suntem în același timp ne ocupăm, da, și de valori și de atitudini. Discutăm mereu despre, când discutăm despre obiectivele operaționale, că sunt niște lucruri destul de complicate care nu presupun doar cunoștințe și abilități. Da, și aș mai spune că învățarea la clasă și cumva chiar și pregătirea dumneavoastră a profesorilor începe să se întâmple în această intersecție care o vedeți pe această schemă, e destul de clară între ce? Între conținut, dar nu se poate face învățare pentru fără conținut. Da? Conținutul este foarte important și relevant. Între conținut și pedagogia conținutului respectiv, dar iarăși nu se poate face fără pedagogie, am vrea să putem să facem fără pedagogie, dar nu am descoperit încă cum. Din ce în ce mai mult e foarte importantă și zona asta de psihologie și neuroștiințe și științele învățării, în sensul în care ca profesor trebuie să înțeleg ceea ce este normal, psihopedagogic pentru o anumită perioadă de dezvoltare a copilului, da? Și de cel puțin 50 de ani de zile, că asta cu tehnologia la clasă nu e neapărat de ieri, e foarte importantă zona asta de unde se integrează tehnologia în toate aceste bucăți. Da? Ele sunt niște bucăți care nu pot fi unele fără altele, dar aș îndrăzni să zic că eu cred că există totuși o ordine de prioritate între ele, sau cum se numește în zona de diplomație, o ordine de precedență. Da. E o ordine de precedență și anume că, sau cel puțin așa ar trebui să stea lucrurile, da? Normativ. Da. Conținutul și psihopedagogia vin înaintea tehnologiei. Da. În sensul în care prima întrebare a noastră, ca om care ne asumăm rolul de agent al învățării, trebuie să fie întotdeauna care este cel mai important obiectiv de învățare pe care l-am eu pentru acești elevi. Și atenție, aceste lucruri au fost subliniate și de Ovidiu puțin mai departe, apropo de această nevoie de personalizare a învățării, care nu este nouă la copii și nu este nouă în general. În sensul în care întotdeauna învățarea ține cont de contextul în care eu mă aflu, ca profesor și ca elev, da? De contextul de astăzi, de această săptămână, de acest model, de acest ciclu de învățare, de contextul meu socioeconomic, de contextul meu de, nu știu, de cum mi se simte corpul în ziua respectivă. Adică sunt destul de multe lucruri care este foarte important să fie personalizate și ajustate în procesul ăsta de învățare, care îmi dă mie răspunsul la întrebarea care este cel mai important obiectiv de învățare pe care l-am. Și atunci, eu ce v-aș propune să facem ca și proces, și o să vedeți chestia asta și în cursul nostru, dar și în lucrurile pe care noi le facem în general pentru profesori, este că aș înlocui dusul prima dată la întrebarea de cum integrăm cu această secvență de întrebări care ne pregătește cumva pentru punctul ăla, da? Care ne pune să ne
gândim puțin, ok, ce nevoie de învățare au acum elevii mei? Da? Cum poate fi adresată și susținută într-un fel care este coerent psihopedagogic și apoi să ajungem în punctul la care m-ar ajuta vreo tehnologie să adresez, să susțin sau să eficientizez acest proces sau cu întrebarea particulară, m-ar ajuta această tehnologie, da? Există un fel în care ChatGPT m-ar putea ajuta să adresez, să susțin sau să eficientizez acest proces. Acum, uneori soluția ca să poți să faci o lecție mai memorabilă sau ca să poți să zbifezi obiectivul de învățare, poate să fie o soluție tehnică. Da? De exemplu, în cazul unor elevi care nu au înțeles foarte bine conținutul pe care tu îl predai, dar în același timp nici nu ne putem opri să-l reluăm de foarte multe ori. Da? Putem să mergem și pe o soluție posibil tehnologică, da? Îl rugăm pe copil să afle de la ChatGPT 6 lucruri noi despre conținutul respectiv și să ne și povestească cum ChatGPT a explicat subiectul. Da? Și asta înseamnă că ne asigurăm că pentru o perioadă elevul vorbește cu un soi de... Luăm asistentul acela ca un soi de profesor asistent. Da? Vorbește cu cineva care poate să-i explice încă o dată și să-i spună surse și să îl facă și să se gândească, dacă nu cumva inteligența halucinează. Dar oricum îl face mai conștient de procesul de învățare. Sau în același timp, de exemplu, pot să aleg și o soluție, nu știu, mai din zona psihopedagogică și anume pur și simplu să fac niște echipe de învățare între elevi care unii știu mai bine conținutul, alții îl știu mai prost și să-și explice între ei până la punctul la care sunt cu toții mulțumiți că au ajuns într-un punct. Și acum o scurtă paranteză care sper să nu devină chiar atât de lungă și anume că, deși tehnologia se află în clasă de 50 de ani, felul în care noi învățăm, ființele umane învață, există și e cam aceeași, cam de când există rasa umană. Deci aș vrea să nu subestimăm puterea pe care uneori și de foarte multe ori experiența directă, aproape fizică, cu un obiect al învățării o are ca copilul chiar să aibă o experiență de învățare formativă. Da? Asta este un argument pentru care uneori este bine să scoți elevii din clasă și să-i duci în lumea reală și nu neapărat să-i ții în fața unui ecran, fie el și interactiv. Și aproape un ultim argument pe care l-aș vrea să vi-l spun și pe care probabil că l-ați auzit sub diferite forme și de la colegii noștri, aș vrea doar să-l structurez altfel, că de multe ori sărim în zona asta să învățăm de la tehnologie și să învățăm cu tehnologia, da? De la smart tab-uri, de la AI, de într-o parte sau alta, și sărim puțin de zona de să învățăm și mai ales să învățăm copiii noștri despre tehnologie. Și mi se pare că în ultima vreme a devenit incredibil de importantă. Mie mi se pare că se întâmplă acest lucru, adică uităm să vorbim cu ei despre tehnologie și pur și simplu să avem o conversație despre tehnologie și pentru că avem această așteptare, și ăsta e unul dintre miturile care creează destul de multe probleme, această așteptare că sunt nativi digitali, da? Că ei înțeleg și reușesc să folosească aproape fără niciun fel de dificultate orice tehnologie le-am pune în față, doar pentru că aparțin de o anumită generație. Acum eu să vă spun că sunt foarte multe studii, extrem de riguros științific, care spun că de fapt și de drept un predictor mult mai important al familiarității cu tehnologia și al utilizării critice ale tehnologiei este statusul socioeconomic al copilului sau al persoanei respective sau capitalul cultural și economic pe care îl are familia respectivă, mai degrabă decât pur și simplu etichetarea ca fiind aparținând o anumită generație, X, Z, Y, W sau cum se mai numesc generațiile despre care vorbim în ziua de astăzi. Și atunci, cred că este important să ne luăm timp în clasele noastre și poate că asta este ceva cu care puteți începe imediat să discutăm cu elevii noștri despre tehnologie. Și acum, presupunând că mai am puțin timp, dacă suntem încă... Mă auzi? Da. Ar fi bine dacă am putea termina, poate, ca să mai ai șansa să răspunzi la o întrebare. Ok. Eu v-aș lăsa cu această idee și cu acest lucru la care vă rog și vă invit să reflectați, poate înainte să ajungeți la clasă în toamnă,
și anume să faceți acest, nu știu, mic proces, da, în care să vă gândiți la care e cea mai mare nevoie învățarea ale elevilor mei, cum poate fi adresată coerent psihopedagogic și ce anume, de exemplu, și inclusiv din ce ați descoperit astăzi, v-ar ajuta să adresați sau să susțineți această nevoie și poate cu o întrebare suplimentară de cum i-ați putea învăța despre tehnologia respectivă, da? Ce am vrut eu să fac cumva în acest proces aproape meta este să vă las cu două idei importante. Unul că răspunsurile la cum integrez la clasă se află de foarte multe ori la dumneavoastră, în obiectivele dumneavoastră de învățare, și de asemenea că aceste mici momente în care ne luăm puțin timp înainte de o clasă, înainte de un modul, înainte de o lecție, să ne gândim puțin la ce încercăm să obținem în acel punct pedagogic, pot să facă o foarte mare diferență între o integrare coerentă și o integrare nu foarte coerentă a ceea ce facem acolo. Și vă las și eu, ca și colegii mei, cu aceste idei, și anume că nu știu, prioritatea are obiectivul de învățare, că alegem tehnologia care ajută cel mai mult acest obiectiv de învățare, poate să fie AI, poate să fie hârtie și creion, că cumva e un pas foarte important să le descoperiți și să vă jucați cu ele dumneavoastră înșivă, înainte de a face orice altceva mai departe și asta vă poate da și niște idei despre cum le puteți folosi, la ce le puteți folosi sau mai ales ce riscuri există când vă jucați cu ele și v-aș provoca din toamnă să vorbiți cu elevii dumneavoastră despre această tehnologie, da? Să generați niște dialoguri la clasă despre AI, să întrebați ce știu, ce folosesc, la ce s-au gândit în timp ce folosesc. Pentru că asta o să vă dea și niște idei despre ce puteți să faceți la clasă. Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte bucuroasă că v-ați luat acest moment de învățare. Vă simt foarte recunoscătoare pentru el. Mulțumesc! Și mulțumesc, Eliza, de îngăduință! Mulțumim, Elena! O să te rugăm, avem o întrebare pregătită pentru tine. Alexandra o să o pună imediat. Dacă se poate să răspundem într-o propoziție ca să putem ulterior muta camera pe ceilalți speaker. Alexandra? Avem o întrebare. Dacă intrăm în comunitatea Predau Viitor, cu ce curs sau resursă pot să încep? Cu ce doriți dumneavoastră, orice vă este de folos pentru momentul și punctul în care vă aflați în acest moment. Adică nu există neapărat o anumită secvență de cursuri pe care trebuie să o începeți. Dacă sunteți învățător, v-aș recomanda să porniți cu portofoliul digital al învățătorului. Dacă sunteți profesor de informatică, apoi vara asta ar cam trebui să începeți cu cursul de primii pași în AI pentru profesori curioși. Super! Mulțumim mult, Elena! Mai avem întrebări pentru tine, o să le adresăm în jumătate de oră. Și acum putem mișca camera înapoi în birou, în biroul celor de la Shape Robotics, unde îl avem pe Doru, Doru care vine să ne povestească din partea Lenovo. Așa că, Doru! Bună ziua! Numele meu este Doru Rista, sunt Country Manager la Lenovo România. Nu o să vă povestesc despre produse Lenovo astăzi, să nu vă speriați. O să vorbesc, bineînțeles, tot despre perspectiva asupra inteligenței artificiale și modul, un punct de vedere, dacă vreți, al companiei Lenovo vis-a-vis de inteligența artificială în educație. Așa. Ia să văd dacă merge. Merge? Sigur, ai de cineva de care gata, merge. Bun. O să încep cu un citat. Noi avem parteneriate tehnologice atât cu Google cât și cu Microsoft, care au făcut mai devreme, care v-au vorbit mai devreme. Un citat din Bill Gates, pe care probabil că îl cunoașteți toată lumea, e o vedetă a industriei IT. El spune așa, dezvoltarea inteligenței artificiale este la fel de fundamentală ca și crearea microprocesorului, a computerului personal, a internetului și a telefonului mobil. Va schimba modul în care oamenii lucrează, învață, călătoresc, primesc îngrijiri medicale și comunică între ei. Industrii întregi se vor reorienta către inteligența artificială. Afacerile se vor diferenția în funcție de cât de bine o folosesc. Eu mi-amintesc, o să vă spun o scurtă poveste, mi-amintesc că în urmă cu foarte mulți ani, sunt în industria IT de vreo 22 de ani, în urmă cu foarte mulți ani eram uimit de ritmul în care băncile se digitalizau, cumpărau echipamente IT. După care mi-am dat seama cât de important era pentru ei să fie competitivi. Imaginați-vă ce înseamnă pentru un utilizator de card să nu poată să folosească acel card o zi sau o oră, poate.
O zi e mult spus. O oră, două ore, trei ore. Acel card eventual nu poate fi folosit în momentul în care nu funcționează sistemul IT din spatele aplicațiilor pe baza căruia cu acel card putem face plus sau scoate bani de la bancomat. E ceva similar și se poate aplica acest concept și în educație. Dacă mai avem vreun dubiu că digitalizarea ar fi importantă în educație, cred că nu mai are sens discuția de astăzi. În urmă cu 4 ani, înainte de pandemie, noi făceam destul de multe proiecte pilot în școli cu clase digitale și, din păcate, nu s-au concretizat foarte multe. Din păcate, a trebuit să vină pandemia care să ne dăm seama cât de importantă este digitalizarea pentru clase. Și apropo de ce spune Bill Gates, noi acum cred că suntem cu un pas înainte pentru faptul că vorbim de inteligența artificială în educație. Și ar trebui să profităm de lucrul ăsta, pentru că înainte de pandemie făcusem un proiect, spre exemplu, la Lenovo, se numea clasa mobilă, Lenovo Mobile Classroom. Era o chestiune simplă, era un charging cart, un cărucior în care se introduceau 30 de laptopuri, se scoteau pe masă în clasă, ele se încărcau în pauză în acel cărucior, erau închise cu cheia. În momentul în care am făcut proiectul ăsta, cineva care mi-era îndrumător, era o persoană dintr-una din țările nordice, cred că din Danemarca, dacă mi-aduc bine aminte, m-a întrebat ce e relevant în proiectul ăsta, de ce faci proiectul ăsta, ce... nu mi se pare nimic interesant la acest proiect. Și el întreba cum nu ți se pare interesant pentru o clasă, mi se pare ceva foarte util. El mi-a spus, noi folosim chestiile astea în Danemarca de 10 ani, nu ni se mai pare nimic wow. Deci și în educație, adoptarea digitalizării și a inteligenței artificiale cred că va face diferența. Digitalizarea deja face diferența. Dacă ne uităm la țările cele mai performante din punct de vedere al sistemelor educaționale, cu siguranță o să vedem că sunt și printre cele mai digitalizate. Bun. Eu o să încerc să vă ofer câteva date statistice pe baza cărora Lenovo încearcă să-și facă o imagine și să aibă un punct de vedere asupra folosirii inteligenței, adoptării și folosirii inteligenței artificiale în educație. Avem o statistică pe care o vedeți acum și care ne spune așa. 1.160.000.000 este numărul curent de utilizatori de ChatGPT. Asta era în aprilie 2023. Statistica este făcută, cifrele sunt la nivel mondial, da? 70% din numărul instituțiilor preuniversitare vor folosi până în 2028 produse cu inteligență artificială încorporată. 9 din 10 adolescenți sunt interesați să învețe și să lucreze cu inteligența artificială. Mă refer la liceeni, aici statistica este pe Statele Unite. 50% este procentul instituțiilor care cred că obstacolul cel mai important în folosirea inteligenței artificiale este implementarea ei. Bun. Cred că s-a mai discutat pe acest slide. Mai evident, mai întâi trebuie să înțelegem ce este inteligența artificială. Am trecut prin lucrul ăsta. Este o umbrelă, da, în care intră machine learning sau, dacă o traducem românește, cred că ar suna ceva gen învățare automată, deep learning, despre care s-a vorbit mai devreme, cu rețele neuronale artificiale și inteligența artificială generativă, care creează și conținut pe baza datelor, pe baza unor tipare. Bun. Ce facem cu ea? Care este viziunea asupra ei? Aici este tot pe baza studiilor și a unor statistici o matrice de priorități pentru inteligență artificială. Cât de repede consideră eșantionul pe care s-a făcut statistica că va fi adoptată inteligența artificială? Ce vedeți aici sunt practic subdiviziuni, dacă putem spune așa, ale inteligenței artificiale. Computer vision este o chestie deja folosită de câțiva ani. Aș putea să vă dau un exemplu. Ea este, apropo de produsele Lenovo, este implementată în laptopuri, spre exemplu. Dacă plecați din fața laptopului și aveți o cameră, laptopul este dotat cu o cameră,
laptopul se va bloca automat, astfel că nimeni să nu aibă acces la laptop. Sau probabil că mulți dintre dumneavoastră aveți telefoane care au face recognition, recunoașterea facială. Chiar și laptopurile sau stațiile cu cameră pot debloca echipamentul în momentul în care recunosc fața dumneavoastră sau trăsăturile. Sau, spre exemplu, Lenovo folosește inteligența artificială, evident, fiind o companie de top din zona industriei IT, folosește inteligența artificială de tip computer vision în procesul de fabricație. Sunt niște camere inteligente care pot să emită alerte în momentul în care o componentă nu este instalată corect în echipament. Ce vedem aici? Niciunul dintre respondenți nu a considerat că beneficiul este moderat sau redus privitor la inteligența artificială. Iar o mare parte din ceea ce ne oferă inteligența artificială ca și funcționalități acum va fi adoptată în următorii 2 până la 5 ani. Cum vedem sau care este viziunea Lenovo? Cum se uită Lenovo asupra adoptării și folosirii inteligenței artificiale în educație? Lenovo se uită la spații, adică trebuie să combinăm cumva ceea ce se cere cu ceea ce se poate oferi. Lenovo se uită la spații și aici vorbim despre învățare mai inteligentă sau smart learning în engleză. Asta înseamnă posibilitatea elevilor de a învăța de oriunde și de a folosi algoritm de inteligență artificială, astfel încât să aibă acces la cât mai multe date și să poată să folosească aceste date pentru a putea fi cât mai creativi și mai performanți. Clase inteligente, laboratoare inteligente și, dacă vorbim la nivel mai mare, campusuri inteligente. Ce ar trebui să luăm în considerare? Și este foarte important și s-a discutat aici la partea de etică. Da? Inteligența artificială trebuie folosită și trebuie controlată, dacă putem să spunem așa. De ce? S-a vorbit de halucinații ale inteligenței artificiale, care înseamnă ce? Imagini, video, audio create de inteligența artificială care sunt false, dar ar putea să pară autentice. Cineva care spune ceva, dar de fapt persoana nu e reală. Da? Probabil că am mai văzut prin filme chestia asta. Confidențialitatea este foarte importantă și Lenovo se uită foarte atent la tot ceea ce este inclus pe echipamente, și din perspectivă hardware, dar și din perspectiva software-ului și inclusiv a algoritmelor a software-ului, a platformelor de inteligență artificială. Trebuie să evităm furtul de date, expunerea anumitor date sensibile, educarea utilizatorilor astfel încât să nu se expună. Și s-a vorbit mai devreme de inteligența artificială responsabilă. O să vă spun câteva cuvinte la sfârșit despre asta. Bun, ce vrem noi? Ajutorul sau suportul pentru transformarea procesului de predare-învățare în vederea creșterii eficienței, atât a profesorului cât și a elevilor și a sistemului în întregul său și evident asta în condițiile protejării, securității datelor și a modului în care elevii și profesorii au acces prin intermediul tehnologiei la mediul de lucru. Nu știu ce am făcut. Bun. Aici n-o să zăbovesc foarte mult. Vă spuneam de învățare inteligentă. Asta oferă posibilitatea elevului de a avea acces oricând, de oriunde, la cele mai multe informații. Și apropo, una dintre provocările cele mai mari în momentul de față și care poate fi rezolvată de inteligența artificială în mod constructiv este faptul că avem foarte multe date. Un volum imens de date. Putem să transpunem legea Moore, care spune că odată la 2 ani se dublează numărul de tranzistori de pe un circuit integrat. Generarea datelor e mult mai accelerată. Provocarea în momentul de față este analiza calitativă a acestor date. Avem foarte multe date, dar nu prea le folosim în mod calitativ. Vreau să vă arăt un studiu care poate fi de folos. Este făcut de McKinsey Global Teacher and Student Survey, așa se numește, care este disponibil la Lenovo și care mi s-a părut foarte interesant. Din media de 50 de ore din timpul de lucru săptămânal al profesorului, în jur de
16 ore sunt folosite pentru instruirea și implicarea elevilor, dezvoltarea abilităților comportamentale, sociale, emoționale ale elevilor, antrenamentul și consilierea elevilor. Asta presupune interacțiune directă cu Lenovo. Activitățile de aici nu presupun o interacțiune directă, pregătirea profesorilor, evaluare și feedback, dezvoltare profesională, chestii administrative. Cum facem să creștem interacțiunea sau timpul alocat interacțiune directă cu elevii? Poștura inteligenței artificiale, care ne poate ajuta să ne reducem timpii pentru activitățile care erau în dreapta acelei plăcinte. Pentru pregătire, cu ajutorul inteligenței artificiale putem să găsim mai repede și să accesăm mai repede informații de calitate care ne pot ajuta cu adevărat. Știți foarte greu cât este de greu să găsim un conținut de calitate relevant pentru ceea ce facem în momentul respectiv. Pentru evaluare și feedback, la fel, se poate folosi inteligența și noi deja avem niște softuri care asigură posibilitatea profesorului de a controla întreaga clasă, de a controla echipamentele, de a crea teste și a le da în timp real, de a vedea rezolvarea testelor în timp real. Asta ne scutește de foarte mult timp și dumneavoastră știți mai bine cât de mult voia să controlați niște teste când aveți foarte mulți studenți și elevi. Chestii administrative. Cu cât ne digitalizăm mai mult, cu atât scurtăm timpul pentru... Deci, după cum vedeți, se pot salva din cele 50 de ore, aproximativ 13 ore, dacă facem calculul, pe care dumneavoastră îl puteți aloca interacțiunii directe cu elevii, astfel încât să creșteți și interesul elevilor și calitatea predării și, de ce nu, reducerea abandonului școlar. Că, apropo de proiecte și de PNRR, unul din ele este proiectul pentru reducerea abandonului școlar. Bun. Clase inteligente am discutat. Da, te rog. Poți să treci peste. Laboratoare inteligente. Lenovo oferă hardul și suportul necesar pentru astfel de aplicații. Se spunea mai devreme că necesită o capacitate de procesare foarte mare. Trebuie să ai materialul și hardul necesar în spate. Noi, spre exemplu, avem foarte multe clustere de high performance computing, acele supercomputere care se folosesc în mediul academic foarte mult și mai ales pentru zona de cercetare-dezvoltare. Bun, putem să trecem și să ajungem la ultimul slide. Încă aici. Și aici aș vrea să rămâneți și cu o recomandare, dacă îmi permiteți. În momentul în care achiziționați tehnologie, achiziționați soft, achiziționați echipamente cu inteligență artificială, luați în considerare că aceea trebuie achiziționată de la companii care le dezvoltă în mod responsabil. Da? Și aici, evident, vă dau exemplul Lenovo. Aceștia sunt pilonii Lenovo pentru inteligența artificială responsabilă, diversitate și incluziune, confidențialitate și securitate, responsabilitate și încredere, explicabilitate, transparență, mediu și impactul social. De aici aș vrea să vă spun că la Lenovo există, citându-l pe Caragiale, un comitet de până la 20 de persoane din întreaga companie care se ocupă de verificarea respectării acestor piloni. Și există un birou de diversitate al produselor care, prin filtrul căleia, trec toate produsele care au și inteligență artificială. Acest birou se ocupă, spre exemplu, cu crearea unui echipament care să se adreseze unui spectru divers de utilizatori, spre exemplu, nevăzătorilor, da? Cu tastatură Braille sau... Nu știu, nu-mi vine acum, dar pentru că nu mai am timp, o să rămân aici. Deci asigurați-vă că produsele pe care le cumpărați sunt de la companii care sunt responsabile și din perspectiva dezvoltării și integrării inteligenței artificiale. Mulțumesc frumos! Întrebări. Aș vrea să răspund, dacă se poate, scurt, sigur, la întrebarea referitoare la dispozitive. Cum accesăm, sau cum accesăm fonduri pentru dispozitive? Doru are, așa, a luat singur întrebarea. Există PNRR, există programul pentru abandonul școlar, există componenta C15, care se referă la laboratoare inteligente. Unul din ele este chiar aici, unde ne aflăm noi acum. Un exemplu.
precum și componenta din C15 referitoare la clasele digitalizate. Există foarte mulți bani care sunt disponibili acum, luați-i, vorbiți cu conducerea instituțiilor școlare în care sunteți, ei pot să acceseze foarte ușor acești bani. Există ghid de la Ministerul Educației, există companii locale, puteți să ne întrebați și pe noi dacă vreți, putem să vă punem în legătură cu orice companie care vă poate ajuta să faceți un proiect și să luați acei bani pentru a vă achiziționa echipamentele de care aveți nevoie. Super! Mulțumim mult, Doru! Eu zic totuși să-ți mai dăm o întrebare. Alexandra, vrei să o pui tu? Sigur, Mona Bârlad a întrebat, mai au șansă profesorii, mai ales din anumite generații, să fie cu un pas înaintea elevilor, să nu fie considerați depășiți de elevilor? Dacă plecăm cu conceptul ăsta, cred că e puțin greșit din start. Evident că un răspuns natural ar fi nu, ca să fim sinceri, da? Totuși vorbim de o generație nativă digitală, da? Nici eu, copiii mei, dacă stau cu ei, mi-arată imediat, mult mai repede decât pot eu să văd butoanele pe o aplicație. Dar răspunsul este da, mai au o șansă profesorii, pentru că nu este greu de utilizat. Dispozitivele și echipamentele digitale sunt din ce în ce mai prietenoase și foarte ușor de utilizat, doar că profesorii trebuie să fie suficient de disponibili și dornici ca să urmeze. Sunt cursuri și online, nu sunt foarte lungi, și Microsoft și Google și producători de hardware ca Lenovo vă pot oferi foarte ușor astfel de, să spun, lecțiuțe, lecții, da, despre cum se poate folosi inteligent, despre cum se pot folosi dispozitivele, da, care conțin și unele dintre ele și inteligența artificială. Deci da, răspunsul este da, sigur că se pot alinia cu elevii și chiar eu știu de la școală, de la copiii mei chiar au contribuit la cumva, au dat înapoi, dacă vreți, ceea ce au primit de la profesor, au compensat ceea ce au primit de la profesor, învățându-l pe învățător sau pe profesor anumite șmecherii în utilizarea echipamentelor, anumite lucruri care îl pot ajuta pe profesor să se descurce mai repede, să acceseze mai repede anumite funcționalități ale echipamentelor. Deci printr-o colaborare și cu soft, hard, copii, profesori, cu siguranță se pot rezolva aceste frici, dacă le putem teme, dacă le putem spune așa. Mulțumim! Mulțumesc. Mulțumim, Doru! În momentul ăsta pasăm microfonul de la un speaker la altul și, într-adevăr, ce o să vedeți acum e că o să schimbăm și camera. Deci, în spatele meu, deodată o să dispar eu de pe ecranul principal și o să avem ultimii speaker de astăzi. Au fost oaspeți și acum au devenit și invitați, așa că îl vom avea pe Cristian. Imediat o să-l vedeți pe el. Și o să vedeți de asemenea și laboratorul inteligent, puteți să vedeți și ceilalți speaker, exact ce se vede de aici. Microfonul este montat, așa că în primul rând vă mulțumesc tuturor că ați rezistat 2 ore. Am văzut că avem 200 de întrebări, deci suntem foarte bine. Și acum îi pasez lui Cristian microfonul, îl vedeți aici și îl lăsăm pentru ultima prezentare. Îți mulțumesc frumos! Bun găsit și din partea mea, sunt Cristian Lăcraru, Content Director la Shape Robotics, gazda acestui eveniment. Ne aflăm aici într-un Smart Lab și mă bucur că puteți vedea și unde suntem noi acum. Așa arată un laborator inteligent care conține stații de lucru, după cum puteți vedea, partea de ochelari virtuali, avem acolo o seră hidroponică, partea de printare 3D, creioane 3D, dar și mulți roboți. Aceștia sunt roboții Shape Robotics, roboți educaționali, fabricați în România. Sunt roboți modulari, asta înseamnă că în câteva secunde pot face un alt robot. Iată aici de un exemplu, un umanoid care poate fi programat având 4 servomotoare. Vă voi face și o demonstrație scurtă a unui program cu roboții noștri. Avem aici un robot cu 2 motoare și un alt robot, același model, care folosește senzorii de culoare pentru a detecta un card.
avem de fapt un exemplu de control acces cu barieră. Dacă îi voi arăta cardul roșu, robotul nu va trece de barieră, bariera nu se va ridica, iar dacă îi voi arăta cardul verde, bariera se va ridica, iar robotul va continua deplasarea până când găsește un obstacol. Am folosit un element printat 3D, realizat cu elevii aici. Hai să pornim programul. Bun. Robotul nostru a plecat, s-a deplasat, a întâlnit un obstacol, s-a oprit în acest moment. Voi arăta un cartonaș roșu. Observăm că nu se întâmplă nimic, că bariera rămâne coborâtă. În schimb, în momentul în care îi arăt un cartonaș verde, bariera se ridică, iar robotul își va continua deplasarea și se va opri pentru că se va întâlni cu un nou obstacol. Eu l-am pus aici pentru a nu continua deplasarea dincolo de masă, să rămânem în spațiu alocat. Punem un stop. Ei, acesta este un laborator inteligent, dar pentru că vorbim despre AI, aș vrea să vă arăt cum folosim noi AI într-un astfel de laborator cu elevii noștri. Vom porni un scurt material video. Trebuie să dăm share like. Ok. Imediat va porni materialul. Trebuie să urcăm conținutul înapoi la prezentare. Avem și zonat? Ok. Este cu sunet? Nu auzim sunetul. Ok, mulțumim pentru mesaj. Imediat rezolvăm. Astfel dăm de la început, te rog. Ok, iată cum anume am implementat noi la Shape Robotics o aplicație pe care am creat-o pentru un laborator inteligent și este exact un exemplu foarte bun pentru cum o putem folosi în clasă. Asta înseamnă, așa cum ați văzut din materialul de mai devreme, asta înseamnă că elevii pot pune întrebări asistentului pentru a înțelege, de exemplu, poate cum funcționează un motor sau ceva de la imprimanta 3D, dar mai mult decât atât, asistentul poate veni și cu sugestii în funcție de ce anume vor să facă elevii. Vreau să folosesc 3 echipamente din laborator, iar AI-ul, Steam Lab Assistant, va genera o idee pentru a fi lucrată de către elevi împreună cu profesorul. Și sunt multe exemple acolo, vă vom trimite și în chat un link cu YouTube-ul pentru a putea vedea mai atent modul în care este folosit un astfel de asistent AI, adică exact modul în care poate fi el folosit de succes de către profesor și de către elevi într-o relație cu un rezultat pozitiv. Aceasta a fost prezentarea noastră. Mă bucur că ați putut vedea laboratorul nostru inteligent, că suntem gazda acestui eveniment și mă bucur că am fost împreună astăzi. Aștept, te rog, o întrebare. Sigur. Și bineînțeles, apoi avem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Avem sesiunea de întrebări și răspunsuri, deci practic va trebui să o rugăm întâi pe Alexandra să-i adreseze lui Cristian încă o întrebare. Chiar am văzut că a venit una acum. Alexandra, ne auzi?
Da. Credeți că Lucia Flore a spus, credeți că AI este dăunătoare inteligenței emoționale? În ce măsură apreciați acest lucru, având în vedere experiența pe care o aveți în acest domeniu? Și cum v-a afectat personal această aplicare spre inteligența artificială? Ok, mulțumesc pentru întrebare. Eu lucrez în educațional, în tehnologie educațională din 2009 și asta am făcut în continuu, am predat alături de elevi partea de tehnologie și am beneficiat într-un fel de un timp destul de lung în care tehnologia s-a schimbat repede și am putut vedea lucruri simple, dar și lucruri, așa cum am văzut în video de mai devreme, ce înseamnă cloud, mă uit spre cer să-mi dau seama ce a vrut să spune cel de lângă mine. Da, lucrurile s-au schimbat rapid. Exemplul pe care vi l-am dat în acest moment este unul care, din punctul meu de vedere, se integrează perfect într-un laborator inteligent, pentru că un AI care vine și dă o sugestie de proiect nu face nimic altceva decât să pună elevul să se apuce de lucru, profesorul să ajute elevii și împreună să facă o echipă. AI-ul nu neapărat rezolvă problema respectivă, ci pur și simplu dă o idee de proiect utilizând anumite echipamente din laborator. Cred că acesta este un model de succes de implementare a unui AI într-un laborator inteligent într-o școală, acesta în care folosim AI-ul pentru a nu mai fi nevoie de a deschide un manual și de a căuta în sute de pagini cum funcționează un echipament sau partea de troubleshooting, ci mai mult decât atât pot avea și sugestii de proiecte, astfel încât profesorul să fie și el ajutat în a găsi idei noi și noi în fiecare zi. Super! Mulțumim mult, Cristian! Ce vom face acum este să mutăm înapoi camera pe față. O să rog toți speakerii care sunt aici prezenți să vină în față, pentru că mai avem multe întrebări și aproximativ 20 de minute în care aș vrea să vă dau șansa să răspundeți la ele. Multe sunt de natură etică, dar unele sunt foarte mult legate la tehnologie. Așa că vreau speakerii să fie în față. Unul dintre voi poate deja lua un microfon. Exact, Mihaela, cred că sunt mai multe întrebări. Vă invit pe toți pe centru. Eu tot folosesc dispozitivul ăsta, așa că să nu vă simțiți aici niciun fel ciudat. Alexandra, o să te rog pe tine, dacă poți să le adresezi câteva întrebări din ceea ce a venit pe parcursul ultimelor 2 ore și le și mulțumim tuturor că au trimis gândurile lor. De asemenea, dacă avem o întrebare pentru Elena, va trebui să schimbăm camera pe Elena. Și atunci, Alexandra, îți pasez ție microfonul și eu pasez butonul mai departe. Sigur, mulțumesc. Prima întrebare ar fi, putem afla sursele răspunsurilor oferite de ChatGPT pentru a le putea cita și chiar aprofunda? O întrebare venită de la Virgilius. Da. Așa cum ați văzut, mulțumesc de întrebare, am pus în chat, chiar și am întrebat ChatGPT, cum depistăm ca profesor dacă un elev vrea să fure la examen folosind inteligența artificială. Și ni s-a răspuns acolo foarte bine, monitorizând elevul, monitorizând și controlând activitatea respectivă și făcând uz și de instrumente antiplagiat. La fiecare răspuns, cum ați văzut și când am făcut demo-ul, când am întrebat cum sunt eu ca și profesor, dacă sunt mai productiv sau nu, și acel ChatGPT mi-a dat niște răspunsuri, la fiecare din răspunsuri jos se citează sursele de date ordonate în funcție de relevanță și de contentul respectiv. Deci putem să le avem acolo, le putem cita, le putem folosi sau nu, acel content, acele surse de date, putem să mai întrebăm o dată, să vedem alte întrebări care să ne facă acel fine-tuning al răspunsurilor. Deci răspunsul este da. Bing. Și cu Bing și în general sunt multe, pentru că sunt multe use case-uri. Ce v-am arătat aici este o chestie foarte ușor de făcut și de interpretat. Există companii care folosesc Artificial Intelligence și serviciul de Azure OpenAI în cadrul organizațional și își încarcă, exact cum spuneam mai devreme, o grămadă de documente, mii de documente acolo, cantitate foarte mare de date, astfel încât să poată face căutări inteligente. Și acel content reprezintă, practic, sursa de date relevantă pentru motorul meu de inteligență artificială.
Deci, în principiu, răspunsul este da și depinde și de use case. Depinde dacă sursele de date sunt publice sau sunt surse interne reprezentând datele organizației respective. Mulțumesc! Alexandra, așteptăm alte întrebări de la tine. Da. Tot de la Virgilius, există un soft care permite traducerea automată din limba celui care vorbește în limba celui care ascultă? Da, traducerea automată în timp real, probabil vă referiți, pentru că sunt foarte multe unelte de traducere. Google are așa ceva de foarte mulți ani și sunt sigur că și alte companii au soluții similare. Depinde acum, evident, de domeniul în care doriți să aplicați această traducere în timp real. În general, marea majoritate a soluțiilor de video streaming sau conținut audio pot cu o mai mare sau mai mică acuratețe să oferă astfel de soluții. Alexandra, așteptăm întrebările de la tine. Ne puteți da exemple de instrumente de antiplagiat de la Avram Anca Mihail? Am scris chiar în chat, sunt acolo câteva titluri de software antiplagiat care se pot folosi apropo de lucrări de disertație, de doctorat sau alte lucruri mai complexe decât un simplu rezumat de la o lecție pe care un profesor îl poate depista ca și profesor cu multă, să spunem, răbdare și cu multă experiență, punând câteva întrebări adiționale studentului și dându-și seama dacă știe doar acel rezumat. Dar pentru lucrări din astea complexe există softuri de antiplagiat și le-am menționat acolo un pic mai sus, unde am pus întrebarea cum depistăm dacă cineva încearcă să fure, și există și răspunsul de la ChatGPT care conține aceste informații. Mulțumesc! La nivel universitar se folosește de regulă Turnitin, dar toate instrumentele antiplagiat au anumite limite, deci cred că ar trebui să spunem lucrul ăsta. Și limitele țin de faptul că un instrument antiplagiat o să-ți ofere un procent de similitudine între textul utilizat în lucrarea respectivă și alte surse, dar în momentul în care se reformulează, e un tip de plagiat care se bazează pe o reformulare a ideilor, acolo este limitat și un astfel de soft. Dar ca instrumente la nivel preuniversitar, cred că sunt menționate foarte bune verificarea pur și simplu a cunoștințelor elevului. Și cred că ar trebui oricum să avem în vedere ceva modificări în privința sistemului de evaluare. Super. Alexandra, noi te vedem. Deci, dacă poți să-ți dai în mute, poți să pui următoarea întrebare. Următoarea ar fi de la Cornelia Maier, care întreabă: credeți că mai este sau va mai fi viabil sistemul de evaluare de genul răspuns la item pe hârtie, spre exemplu cum este la BAC sau la admitere? Cred că cea mai bună poate pentru răspunsul ăsta ar fi Elena. Știu că o să dureze un pic să mutăm imaginea pe ea. Așa că, Andreea, dacă ai putea tu să o muți pe Elena și, într-adevăr, să rugăm speakerii să-i facem un pic loc Elenei pe centru, ar fi grozav. Nu putem muta camera, din păcate, pe Elena, dar o vedem acolo. Ok, perfect. Oare mă și auziți? Că asta e mai important, de fapt. Da, am văzut și eu această întrebare de la Cornelia, pe care de altfel am avut și bucuria și onoarea să lucrăm împreună în programele noastre în Predau Viitor, și știu că ea are o preocupare, la fel ca foarte mulți profesori, de fapt, pentru cum evaluăm, de fapt, și de drept în acest moment. Da? Ce mai înseamnă evaluare, de fapt? Și da, e o problemă foarte serioasă că felul în care evaluăm și felul în care evaluăm și de zi cu zi, adică cu note, și în care evaluăm și la momente de-astea fundamentale, adică, nu știu, la evaluarea națională și apoi la bacalaureat, sunt, din păcate, în continuare, încurajează accesarea de cunoștințe și nu încurajează accesarea de competențe și abilități, valori și atitudine, așa cum teoretic zicem noi că ar trebui să facem. Da? Și atunci, atâta vreme cât aceste lucruri nu se modifică, și cred că nu este nici locul și nici spațiul aici să vorbim despre ce fel de procese sunt necesare, de policy, ca acest lucru să se modifice, din păcate avem foarte puține instrumente la îndemână. Ce aș sugera eu și ce mi se pare că este în puterea absolut oricărui profesor, este totuși să nu neglijăm necesitatea de a avea niște evaluări, chiar și formative și sumative, puțin mai altfel decât
așteptarea inițială, da? Deci eu nu o să vă spun niciodată că nu trebuie să facem ceea ce că nu trebuie să pregătim copiii pentru examene, da? Nu s-a auzit niciodată acest lucru de la textul, pentru că ăsta este un lucru important, da? Copiii trebuie să treacă niște examene, că asta este, asta este felul în care se funcționează dinamica socială. Dar ce putem să facem este că putem să contrabalansăm puțin în orele noastre cu diferite alte tipuri de evaluări și activități. Și apropo și de asta cu plagierea, ce v-aș invita să facem este nu doar că să nu îi urmăriți neapărat dacă se plagiază, dar chiar să îi invitați, cum ar fi o sarcină de lucru la română, creați un eseu folosind ChatGPT, da? Și apoi să puneți elevul să critique sau să distrugă eseul făcut de ChatGPT pe un anume subiect. Și asta este un lucru care îl ajută și să folosească instrumentul respectiv, dar și să se raporteze critic la el. Mulțumim, Elena! Alexandra, în timp ce eu voi încerca să dau share prezentării ca să pot ajuta mai mult pe Andreea de acasă să poată să pună imaginea pe noi. Știu că este o întrebare referitoare la laboratoarele inteligente, așa că o să-i pasez deja microfonul și o să rog pe tine dacă poți să-i adresezi lui Cristian întrebarea despre laboratoare. În cazul în care nu ai la îndemână, pot să o citesc eu. Da, te rog. Întrebarea este, există și alte activități la Smart Lab pentru profesori și dacă ei pot să viziteze laboratorul sau unde pot să viziteze un astfel de laborator? Aici suntem în București și acest laborator este un centru unde fiecare poate veni, ne anunță, facem o programare și se poate lucra cu tehnologia prezentă aici pe orice materie. Și dacă nu sunt din București? Dacă nu sunt din București și nu pot veni aici, putem încerca niște variante online sau smart lab-uri care există deja în anumite orașe. Ok. Alexandra, pasăm din nou la tine întrebările. Sigur. Încă o întrebare tot de la Cornelia Maier. Cum se mai potrivesc olele de predare de mate, de română, spre exemplu, existente, cu predarea transdisciplinară dorită sau așteptată? Să revin aici, ca să ne și vedem. Deja la nivel universitar sunt integrate cursuri de etica inteligenței artificiale în universitățile tehnice. Sigur că la nivel preuniversitar este destul de dificil să schimbi structura orelor săptămânale, dar se pot integra componente din sfera socio-umanelor, de pildă competențe de gândire critică, de argumentare, de analiză structurată în orele dedicate poate matematici sau anumitor competențe. De pildă în gimnaziu, încă avem orele de tehnologie, unde ar trebui teoretic să se studieze tehnologia de astăzi. Am fost ca părinte dezamăgită să văd ce se întâmplă la orele de tehnologie în clasa a 5-a, a fetei mele celei mari. Asta este o zonă în care, da, se pot integra astfel de competențe. Nu cred că este musai să dedicăm ore separate. Ar fi un lucru de dorit, dar pot fi opționale. Dar cred că fiecare profesor are această libertate de a integra la clasă. Până la urmă, programa este o direcție pe care o ai și care spune ce ar trebui în linii mari să obții la clasă, competențele pe care să le vizezi, dar asta ține până la urmă de creativitatea fiecărui profesor de a vedea cum modelează dinamica orei pentru a integra elemente pe care le consideră relevante pentru formarea competențelor elevilor la ora sa. Mulțumim, Mihaela! Eu, înainte să trecem la o întrebare din audiență, aș vrea să vă pasez tuturor butonul galben sau cel puțin reprezentanților companiilor, pentru că foarte multe din întrebări au fost cum pot să folosească la clasă. Unii ați arătat câteva slide-uri, dar de asemenea, pentru că vrem să ne adresăm tuturor mediilor, unele școli poate au niște resurse superioare altora, aș vrea să vă cer sfatul vostru, cum credeți că am putea chiar să facem accesibil la clasă
pentru toți profesorii care ne urmăresc o parte din tehnologiile pe care voi le dezvoltați. Nu știu, nu vreau să vă pun pe acum pe moment. Nu știu, cui să-i dau prima oară butonul galben? Aș începe cu partea de instruire și recomandarea ar fi să folosiți acel Microsoft.ro Virtual Training Days. E un portal unde puteți vedea toate trainingurile gratuite din perioada următoare. Unul din ele este Artificial Intelligence Fundamentals, primul pas pe care îl face orice utilizator al acestei capabilități a serviciului de cloud, atât ca profesor cât și ca elev. Vă încurajez să vă înregistrați gratuit, este pe Teams, sunt 2-3 ore într-o zi, deci e foarte ușor de urmărit și să vă familiarizați cu conceptele și cu tehnologia în sine. V-am arătat câteva lucruri legate de machine learning în Office, legate de serviciul disponibil în browser și sunt la fel foarte ușor de folosit atât pentru partea de discuție cât și pentru partea de compose, de creare de conținut. Vă spuneam că există și modalități foarte practice. Vă creați o subscripție de Azure, de Azure. Avem posibilitatea, dacă vorbiți cu noi, să vă dăm acele pass-uri, acele credite de Azure de $500, 1000 sau mai mult, depinde de ceea ce vreți să faceți acolo și să puteți să testați atât serviciul de OpenAI, de Artificial Intelligence din cloud, pe scenariile dumneavoastră din organizație, să capturați acel conținut, să faceți căutări, să capturați și să vedeți partea de sentiment analytics pe un anumit content, de exemplu pe call center, asta este pentru clienți. Dar pentru partea de profesor, pentru zona de knowledge base, iar este un scenariu foarte, un use case foarte, foarte util. Mulțumesc mult! Dacă tot sunt lângă, pot să continui eu. Există foarte mult conținut online, gratuit, care poate fi accesat despre modalitatea în care poate fi utilizată tehnologia. Deci, cred că este disponibil oricui acest conținut, trebuie doar accesat. Noi, spre exemplu, care suntem producători de hardware prin excelență, încercăm să punem la dispoziția școlilor și a partenerilor noștri locali, pentru că tot ceea ce implementăm în România, implementăm numai prin intermediul unor companii românești, a unor companii specializate, evident, în proiecte IT. Și încercăm pe mediul educațional să lucrăm cu cât mai multe companii care oferă și aceste servicii de educație privitor la competențele digitale. Și cred că, într-adevăr, este foarte important și la toate evenimentele sau sesiunile de discuții care au fost organizate în zona asta educațională, am insistat pe faptul că mai întâi, înainte de a implementa sau de a pune tehnologia în clase, trebuie să o facem și să mergem cu parteneri care au aceste competențe, care pot educa și pot învăța profesorii cum să folosească tehnologia. Nu este greu, nu este greu deloc. Este foarte ușor și mai mult decât atât, noi punem la dispoziție și niște softuri prin care profesorul practic poate să controleze foarte ușor ceea ce se întâmplă în clasă. Acest soft este chiar instalat și în acest laborator. Noi avem și tehnologia în acest laborator. Deci noi putem pune la dispoziție și toate acele proof of concept-uri pe care le avem instalate în București sau în alte locații ale țării și putem apela sau vă putem recomanda companii locale specializate care vă pot învăța să folosiți tehnologia. Și în speță tehnologia pretabilă mediul educațional. Pentru că și aici, să știți că nu vorbim de niște echipamente la modul generic sau orice echipament, sunt niște echipamente construite special pentru educație, care vin cu niște softuri care sunt super securizate și din punct de vedere fizic și din punct de vedere software. Aici, ok. Dacă nu mai iau al vostru. Păi, completare la ce au spus colegii mei de sesiune anterior și la ce am prezentat astăzi, voi partaja cu Eliza niște link-uri la care puteți să accesați toate resursele despre care am discutat astăzi. Sunt în special, evident, resurse, cursuri și alte resurse educaționale pe care puteți să le folosiți pentru a vă îmbunătăți
evident, capabilitățile tehnologice și lucru cu diversele aplicații, dar în același timp pentru a oferi o altă perspectivă, poate, elevilor dumneavoastră. Pe de altă parte, în afară de asta, credem foarte mult că trebuie să sprijinim și în alt fel, poate, elevii din ziua de astăzi. Și atunci venim cu anumite evenimente pe care le organizăm pe parcursul anului și despre ele veți afla mai mult dacă intrați la acele link-uri. Nu sunt după un program din acesta prestabilit și ele vin și pleacă. Deci puteți să vă înscrieți cu elevii dumneavoastră acolo și să participați. Sunt diverse hackathoane, diverse workshop-uri pe care le ținem și mai mult de atât, împreună cu partenerii noștri, venim și sponsorizăm anumite evenimente de educație în tehnologie. Robotică, de exemplu, am sponsorizat anul acesta o serie întreagă de echipe care au participat la diverse concursuri de robotică la nivelul liceului, dar chiar și la nivelul școlii general. Deci cred că iarăși este o ofertă foarte generoasă ce avem în momentul de față și dacă aveți alte întrebări, vă rog frumos să le adresați Elizei sau le adresați direct mie dacă mă găsiți pe, de obicei sunt pe social media și putem să continuăm o colaborare. Ok. Din punctul meu de vedere, să integrez tehnologia în domeniul educațional, mi se pare și provocator, și ușor, și plăcut, și interesant. Noi aici am avut lecții de biologie, de chimie, de educație fizică, de matematică și lucrurile au fost, pe lângă faptul că ne atingem niște obiective educaționale într-o oră de 45 sau 50 de minute, lucrurile sunt în același timp și distractive, plăcute, iar elevii sunt mult mai implicați. Acum, sigur, cheia, din punctul meu de vedere, rămâne la profesor, pentru că profesorul trebuie să integreze, să spun așa, să își aducă în propria programă, în propriile materiale, noile tehnologii. Și asta se întâmplă, bineînțeles, permanent. Asta am făcut și în anii trecuți. Nu vorbim nici acum despre o tehnologie a viitorului, vorbim despre o tehnologie a prezentului, o tehnologie care există, pe care ați și putut-o vedea în același timp în prezentarea noastră, atunci când ați văzut locul în care ne aflăm. Și eu voi pune un link, îi voi da Elizei un link cu traininguri video pentru toate echipamentele care se află în acest laborator, asta însemnând traininguri pe cum se pornește, cum funcționează, care sunt specificațiile tehnice și așa mai departe. Inclusiv voi partaja cu dumneavoastră un link cu ajutorul căruia veți putea vizita acest laborator în 360 și veți putea da click pe fiecare echipament pentru a putea afla detalii despre el. Este și aceasta o metodă prin care ne putem familiariza cu tehnologia, dar revin spunând că mie mi se pare foarte provocator, distractiv, util, interesant și n-ai de ce să nu faci acest lucru, n-ai de ce să nu încerci tehnologie prezentă, gândită pentru educație în orele tale de profesor. Mihaela, vrei să adaugi ceva? Cred că ar trebui să revenim un pic la poate cele trei direcții de bază ale procesului educațional și să ne gândim poate ce am lăsat în urmă. Educația vizează un prim nivel care ține de informație, un nivel informațional, transmitere de informații și sper că am trecut cu toții la nivelul următor, care e un nivel performativ, încercarea de a le facilita elevilor dobândirea de competențe, competențe în diverse domenii, competențe transversale, dar avem și un al treilea nivel, un nivel formativ, un nivel de formare a caracterului, a unei perspective de viață, a unei viziuni de ansamblu și cred că la acest nivel ar trebui să ne uităm la modul în care relaționarea noastră și a elevilor cu tehnologia, de fapt, o să le modeleze raportarea la viață, la semenilor, la societate în anii următori și atunci, în felul ăsta, cred că ar trebui privită integrarea tehnologiei la clasă din această perspectivă formatoare. Mulțumim! Nu am uitat-o pe Elena care e acasă. Elena, ai o sugestie de ceva ce... Ea o să apară pe ecran. O sugestie de ceva ce ar putea să folosească profesorii după workshop de azi?
Păi, cum am zis și noi, acele bucăți care sunt foarte importante, informați-vă și iată, aveți foarte multe resurse acum la îndemână, fie de la direct de la colegii parteneri care au fost acolo, fie cursul pe care l-am pregătit și noi împreună cu colegii de la Romanian Science Festival. Sunt foarte multe resurse acum, în general în limba engleză, dar de acum vor fi și disponibile și în limba română. Și mai ales, cred că cel mai important, apropo de bucuria asta, de a preda, de a fi cu elevii și de a înțelege ce li se întâmplă, încercați-le! Jucați-vă, vorbiți cu ChatGPT, vorbiți cu Bard, s-a lansat în România, de la colegii de la Google, vorbiți, nu știu, generați fotografii cu DALL-E, jucați-vă pe Midjourney, poate chiar intrați să vă faceți cont de Discord la un moment dat, nu m-ar mira. Ideea este, jucați-vă cu ele, doar așa o să înțelegeți ce e posibil și ce nu e posibil. Și cum zicem noi la toate trainingurile noastre despre profesor și tehnologie, faceți-o fără niciun fel de anxietate și limită, da? Doar descoperiți-le cu acea curiozitate pe care, dacă vă aduceți aminte, o aveam cu toții până pe la, culmea, 5-6 ani înainte să intrăm la școală, dar cu acea curiozitate naturală pe care o avem atunci când descoperim ceva interesant cu care să ne jucăm noi. Și vorbiți din toamnă cu elevii dumneavoastră, încercați să aflați ce folosesc, ce știu despre aceste lucruri, înțeleg cum funcționează, da? Înainte de a decide absolut orice, ce să faceți la clasă, cred că e important să stabiliți care este nivelul lor în ceea ce privește aceste tehnologii. Atât. Mulțumim, Elena. Foarte motivant, aș spune eu. Din partea RSF, sigur, susținem ca oamenii să fie curioși și mi-a plăcut și provocarea ta. Poate să inversăm un pic rolurile cu profesorii care se uită acum la noi și elevilor. Poate pentru o oră să aibă elevii să prezinte despre inteligența artificială la clase. Cum pot ei să își îmbunătățească calitatea învățământului? Suntem aproape la limita timpului, așa că, Alexandra, știu că avem o ultimă întrebare, dar o să rog toți speakerii să fie cât se poate de scurs o propoziție. Deci gândiți-vă, este o propoziție de persoană. Alexandra, care e ultima întrebare? Ultima întrebare ar fi, cu ce mesaj de la fiecare să plece astăzi profesorii? Este o propoziție de persoană, vă dau 5 secunde ca toată lumea să-și creeze propoziția. Mihaela, văd că tu ai început. Cred că cea mai bună sugestie este să vă luați elevii drept colaboratori, să mergeți dincolo de perspectiva în care profesorul este undeva pe un piedestal. Asta facem și în mediul universitar, învățăm unii de la ceilalți, este un proces bidirecțional de formare, de învățare. Luați-vă elevii coparticipanți la procesul educațional. Nu vă fie teamă de tehnologie, este doar o unealtă, la fel ca toate celelalte pe care le folosim în viața de zi cu zi. Este aici să facă bine dacă este folosită bine. Eu spun să fim curajoși, să încercăm, să reîncercăm și apoi să împărtășim cu elevii și cu ceilalți profesori. Complementați inteligența naturală cu cea artificială, testați și fiți curioși. Învățați continuu, pentru că asta este cheia pentru viitor. Mulțumesc! Îmbrățișați tehnologia, considerați-o un asistent inteligent al dumneavoastră. Nici de cum tehnologia n-are și nu va înlocui niciodată profesorul. Și gândiți-vă că prin adoptarea tehnologiei creșteți performanța sistemului educațional din România. Da, mulțumim tuturor speakerilor și mai ales vă mulțumim vouă că a stat 2 ore și jumătate în perioada vacanței să aflați despre lucrurile acestea. Am văzut că sunteți plini de curiozitate. Noi de la Romanian Science Festival și de la TechSoup vă promitem că veți vedea recording-ul, veți vedea înregistrarea acestei întâlniri. O să puteți să împărtășiți cu colegii voștri, toate resursele vă vor fi trimise dacă v-ați înregistrat pe e-mail sau o să le punem pe paginile noastre de social media. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc celor de aici, care vă spun sigur că simt așa o temperatură ridicată, dar și acasă ați văzut, poate, ne-am dezvoltat noi destul de mult ca inteligența artificială cu tehnologia, încă tot învățăm, așa că îl avem pe Sebastian, pe care l-ați văzut puțin aici la cameră, dar le avem și pe Alexandra și pe Andreea, pe Adela și pe Ana, care ne-au ajutat.
Și cu asta vă mulțumim. În momentul ăsta o să apăsăm butonul de End Live Event și ne vedem la toamnă, poate la workshop-urile voastre cu elevii. Pa, pa!